Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să urmăriți dezbaterile Metropolei. S-a terminat și cu suspansul general de la București, mai rămân de rezolvat și cele trei suspansuri de sector. Dar nu candidatura bătută pare să încuie, dar încă neformalizată, a doctorului Cârstoiu a preocupat astăzi presa și opinia publică, ci dacă Gabriela Firea va accepta decizia liderilor coaliției sau va răsturna masa, așa cum este denumită fronda în anumite cercuri politice. Ei bine, spre dezamăgirea unora și spre ușurarea altora, președinta PSD București a dovedit încă o dată că este un jucător de echipă, ceea ce înseamnă că îl va susține pe candidatul comun al Alianței, dar mai ales că nu va candida pe cont propriu, așa cum se zvonea insistent în ultimele zile. O decizie înțeleaptă, spun unii comentatori, pentru că un eventual succes al doctorului Cârstoiu i-ar aduce puncte importante pentru contribuție, în timp ce un eșec va fi decontat direct de liderii celor două partide. Vom discuta pe larg despre acest subiect, dar să urmărim mai întâi titlurile zilei pe larg. Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost preluat din Germania și se află în drum spre România pentru executarea pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 5 ani de detenție pentru luare de mită. El va sta în carantină la Rahova 21 de zile și își va ispăși pedepsa la Aiud și Baia Mare. Peste 130 de fugari au fost aduși în țară anul acesta pentru a-și ispăși pedepsele. Curtea Constituțională a respins astăzi, în unanimitate, sesizarea depusă de USR și Forța Dreptei în legătură cu legea care dezincriminează evaziunea fiscală sub 1 milion de euro dacă prejudiciul e plătit. Curtea susține în motivare că actul normativ este un pas important dinspre teoria veche a pedepselor cu închisoarea spre teoriile moderne, în care evazioniștii nu trebuie să facă pușcărie, ci doar să plătească banii furați. Legea va merge la promulgare la președinte Klaus Iohannis. Opoziția se străduiește din răsputeri să împiedice comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Liderul AUR, George Simion, susține că a găsit o cale extraordinară prin care poate ataca ordonanța guvernului la Curtea Constituțională, în timp ce reprezentanții Reper au reușit să ridice o excepție de neconstituționalitate a actului normativ, acceptată de Înalta Curte și trimisă spre soluționare la Curtea Constituțională. Liderii organizațiilor din București ale PSD și PNL au decis să formeze o nouă majoritate în Consiliul General al Municipiului București, care să-și asume adoptarea unui buget orientat către nevoile bucureștenilor și care va diferi fundamental de varianta propusă de actualul primar general, care a fost respinsă de 3 ori până acum. În acest scop, a fost convocată pentru vineri dimineață o ședință de îndată a Consiliului General, în cadrul căreia vor fi depuse amendamente în sensul completării sumelor necesare pentru subvenții și deblocarea unor proiecte importante pentru oameni blocate până acum de Nicușor Dan. Ministrul Mediului Mircea Fechet a afirmat astăzi că românii sunt în continuare interesați de mașinile electrice, chiar și în contextul reducerii subvențiilor la programul Rabla Plus. Acesta subliniază că suma de 5.000 de euro poate fi un factor determinant în alegerea unei mașini electrice în detrimentul uneia cu combustie internă. Ministrul Mediului a lansat astăzi programele Rabla Classic și Rabla Plus. Instanța Supremă a respins definitiv contestația Reper împotriva procesului verbal al BEC, prin care s-a stabilit că formațiunea nu are dreptul la membru în cadrul biroului pentru alegerile europarlamentare. Tot astăzi, Înalta Curte a validat participarea Alianței Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei, la alegerile europarlamentare și locale, după ce Biroul Electoral Central a respins inițial protocolul acestei alianțe. Plafonarea adaosului comercial la produsele de bază va fi prelungită până la finalul anului 2024. Camera Deputaților a adoptat astăzi proiectul de lege. Lista de produse agricole și alimentare care vor avea adaosul plafonat rămâne aceeași. Amendamentul pentru prelungirea plafonării adaosului comercial a fost votat de PSD, PNL și AUR. Legea va merge la promulgare. Suntem în direct și începem dezbaterile Metropolei în această seară. Invitații mei sunt
Sarmiza Andronic, analist politic, bună seara și bun venit. Bună seara, mulțumesc. Și domnul Eugen Teodorovici, fost ministru de finanțe și al fondurilor europene, ministru în două guverne, bună seara și mulțumesc că bună seara, ați acceptat. Mulțumesc și felicitări pentru titlul de... pe care l-ați ales, foarte interesant. Acum să vedem ce o să dezbatem. Da. Păi o să dezbatem în primul și în primul rând tensiunile politice din jurul nostru care au fost în această perioadă. Însă, înainte de a intra în dezbaterea politică propriu-zisă, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum vă mai poziționați politic? Pentru că recent, chiar săptămâna trecută, a avut loc un, eu nu știu cum să-i spun, incident e foarte mult spus, ați participat la lansarea unui nou partid de care erați, știam noi, ziariștii apropiat și înțeleg că ați avut probleme la serviciu, la Curtea de Conturi din această cauză. Da. Așa scrie presa. Bun, într-adevăr, uitați-vă, da, ce să vă spun așa ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc și mă urmăresc. Pentru ei vă întreb. Și cei care mă urmăresc. O să spun așa, foarte plastic. Dom'le, Teodorovici nu are cum să facă vreo greșeală, da? Din 91 fac administrație publică și încă nu am ciungă în păr, pe românește, așa, pe limbajul politicienilor care astăzi se bat pentru primăria capitalei. Adică, statutul meu al funcției pe care astăzi o ocup de auditor în cadrul Curții de Conturi nu interzice, sau în fine nu interzice, nu am încălcat ceea ce am făcut prin acel eveniment. Nu sunt membru niciun partid, nici organizație politică. Dacă am să fac acest pas, am să anunț și desigur am să mă suspend din funcția pe care ocup, pe care și domnul Fechet, by the way, ministrul mediului astăzi, știți că am aflat că mi-e subordonat. Auditor la, nu știu care, prin Bacău, pe acolo, pe unde e dânsul. Suspendat, probabil. Suspendat, vă întreb pe dumneavoastră. Dacă dânsul de mâine a terminat mandatul de ministru și de parlamentar și de a doua zi trece la treaba de auditor, cumva regiunea în care dânsul lucrează ca auditor, unde are sigur proiecte cu fonduri europene ale PNL, PSD, publice și private, va fi imparțial? Sau peste noapte șterge cumva așa, cu mâna, să zic așa, afinitatea față de un partid din care a făcut parte până mai ieri? Cu siguranță nu. Deci nu este nicio problemă legală. Ziariștii, unii dintre ei au scris, e adevărat, dacă vă uitați la ei, au toți aceeași orientare, nu de gen, ci de, sau cine știe, o anumită parte, o anumită sursă de informații. O anumită parte a presei. O anumită parte a presei, exact. Deci, da, nu e nicio fel de problemă. Se confirmă știrea că s-a declanșat o procedură disciplinară? Da, sau... nu disciplinară, e o etapă, un comitet de etică. Adică v-au întrebat ce ați căutat acolo? Încă nu, încă nu, încă nu. Dar este procedura normală. Nu. Da, vă întreb pentru că, mai ales pentru că, țin minte că prin noiembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, a apărut prin presă o știre cum că noi să veți candida la președinție din partea, atunci era un bloc, acum e partid, blocul suveranist român. Nu, v-am spus, fiind un tip asumat, dacă am să fac un astfel de pas, am să o anunț eu, nu va anunța nimeni prin spate, nu va fi ceea ce eu vreau să fac parte unui plan așa prin ascuns de român, nu. Când am să fac un astfel de pas, de oricare, am să-l anunț eu înaintea oricărei știri de asta de culise. Categorie. Da, înțeleg că pentru anul ăsta, mai ales că s-au și devansat alegerile prezidențiale, dacă n-ați făcut anunțul ăsta, e destul de puțin probabil să-l mai faceți. Dați-mi voie să fiu, nu neapărat arogant, dar să fiu așa obiectiv. Totuși am avantajul notorității și a, zic eu, părții pozitive, pentru că măsurile luate de mine ca ministru, finanțe, fonduri și nu numai în administrație, cred că totuși mă plasează așa într-o poziție normală, logică și de bun simț. Dar suntem în România și nu cred că asta contează în România, CV-ul și ceea ce ai făcut pentru țară. Pentru că răul învață greu și uită repede. Păi știți cum e, nu contează ce faci tu pentru țară, important e ce face țara pentru tine. No, da, noi așa obișnuim să răstălmăcim. Da, nu, nu e cazul meu, dar... Bine, închidem această sigur paranteză de CV, să-i spunem, și am să încep cu Sarmiza. Sarmiza, vreau să aud comentariul tău cu privire la decizia de ieri deja a coaliției, care astăzi încă au mai menținut un pic suspansul. Probabil mâine vom afla toate lucrurile importante, sau nu? Bine că avem candidat din partea coaliției, pentru că efectiv, cred că o lună de zile ne-am întrebat cine va fi și am speculat tot felul de lucruri. Eu nu-l cunosc pe acest domn, înțeleg că este un medic bun, că își face foarte bine treaba, că este un manager de succes. Este ceea ce am auzit, repet, nu mă pot pronunța din punctul acesta de vedere, însă pot să spun un lucru. Eu personal am fost destul de dezamăgită că în spațiu public nu se mai vorbește despre
candidați care să aibă studii de administrație publică. Avem facultate de administrație publică, master, sunt doctori în administrație publică. Doctori adevărați, nu, da, cu doctoratul la zi, făcut pe bune. De ce îi găsim pe oamenii ăștia ca să nu mai speculăm tot felul de lucruri? În România nu contează dacă termini o facultate și vrei neapărat să profesezi în zona respectivă, n-ai cum, n-ai loc. Pentru că cineva scoate așa din căciulă niște candidați și îi plasează acolo. Acum, numele acestui domn, acestui candidat, a fost foarte vehiculat. Nu știa nimeni, n-o să fie, cine este, dacă e arhitectul, dacă e doctorul și așa mai departe. Azi noapte la ora 1 avea 100, l-am căutat pe Google și am văzut că avea 141.000 de căutări. Azi dimineață la ora 8:30 avea 363.000 de căutări, ceea ce înseamnă că există un oarecare interes și că oamenii chiar au căutat să vadă cine este acest domn. Deci nu putem să vorbim despre notorietate, așa cum spunea Partidul Social Democrat prin vocea purtătorului de cuvânt, care are 60% notorietate în București. Deci este... din ce? Păi este destul de puțin credibil. Acum, eu sunt absolut convinsă că cei care ar fi votat-o pe Gabriela Firea, pe care toată lumea se aștepta să o vadă candidat, pentru că așa se pregătește un candidat, da, cu ani înainte, sau votanții domnului Burduja, aceia care ar fi fost, în mod obligatoriu vor vota cu acest domn. Nu cred acest lucru. Mai mult decât atât, ceea ce este iarăși cu semnul întrebării este dacă domnul doctor Cârstoiu îi va scoate din casă pe nehotărâți. În plus, și cu asta... Cam ăsta a fost argumentul cel mai important. Da, dar eu nu cred că se va întâmpla asta, eu știu. Numai că vezi, acest argument cu un candidat care să scoată din casă și PNL-ul și PSD-ul, nu am auzit o astfel de discuție vis-a-vis de sectoare. Nu poți să-mi spui mie că George Tuță va fi un candidat pe care eu îl cunosc de foarte mulți ani, un candidat din partea Partidului Național Liberal și că el va mobiliza electoratul PSD. Deci am auzit această retorică din partea celor două partide, dar doar vis-a-vis de capitală. Exact. Păi, nu-i corect. Atunci unde-i logica? Mai mult decât atât, și asta e o chestiune pe care eu am să o urmăresc cu foarte mare atenție, doctorul Cârstoiu are imaginea unui și atitudinea unui medic, da? Unui intelectual. Ei, când mergi pe stradă și vrei să dai mâna cu oamenii, uneori ți se potrivește chestiunea asta, alteori nu. Adică avem trei candidați extrem, extrem de diferiți. Cred că nu cel care s-a hotărât să voteze cu Nicușor Dan sau cu Piedone niciodată nu se va schimba și va spune hai să-l votez pe doctorul Cârstoiu și cred că nici invers. Dar cei care se hotărăsc, pentru că nu cred că în acest moment doctorul Cârstoiu va fi votat de altcineva decât de membrii Partidului Social Democrat și ai Partidului Național Liberal. În orice caz, procentul va fi unul foarte mic. Deci aici va fi un handicap. Pe de altă parte, dacă va merge în București cu domnul Burduja în dreapta sau, și cu doamna Firea în stânga sau invers, eu sunt absolut convinsă că vor fi oameni care o vor lua în brațe pe Gabriela Firea. Și sunt convinsă că mulți vor crede că doamna Firea, mergând prin piețe, va fi candidatul pentru primăria capitalei. Stai să vedem, că suntem totuși în anul 2024. Poate nu se mai merge cu alaiul prin piețe ca... Eu am auzit că se va merge. Mă rog, asta o să vedem. Hai să nu monopolizăm discuția. Domnul Teodorovici, acum fac apel la calitatea noastră, la bastonul de analist politic de raniță, mai ales că, slavă Domnului, spre deosebire de mulți analiști politici, să zicem profesioniști, aveți o experiență și știți cum stau lucrurile. Cum vedeți noastră această decizie a Alianței de a merge cu candidat comun independent și ce a subliniat Sărmiza este foarte just. Doar la capitală. Raționamentul nu se mai potrivește la sectoare, deși, slavă Domnului, sunt aceiași alegători. Da, pentru mine, ați menționat că a fost un politic, este evident ce Marcel Ciolacu, atenție, că vreau să fie foarte clar. Ceea ce spun când mai spun de PSD, nu spun despre PSD, spun despre conducerea de astăzi a PSD-ului, ca să fie foarte clar. O scurtă paranteză care e foarte importantă, da, în context. Credeți că PSD de astăzi este alt partid decât cel în care ați fost noastră membru? Nu. E același partid? Același...
Că totuși s-au schimbat multe lucruri, deși nu s-au schimbat, absolut nimic. S-a schimbat doar felul de a vinde. Și aici am spus-o, domnul Ciolacu îl bate pe domnul Dragnea, sau domnul Dragnea era mic copil la ce înseamnă jmecheria politică. Domnul Ciolacu e de departe doctor, e de rău. E de rău. Pentru că cu cât știi să vinzi mai mult, cu atât ascunzi mai mult față de român, să știți. Și vă spun încă o dată unul care, repet, a asumat și întotdeauna a spus ceea ce a gândit. De asta nu sunt astăzi în politică și sunt în comisia de lupește de etică și de altceva. În fine. Deci, din punctul meu de vedere, Marcel Ciolacu a dorit să piardă capitala, a vândut-o practic, n-a făcut un joc corect față de electoratul său, pentru că doamna Firea, normal, având sondajul care arăta că este cel mai bine clasat, în fine, poziționat candidat din PSD pentru primăria capitalei. Este clar că de când a fost pusă această coaliție, domnul Ciolacu și domnul Ciucă, este evident, domnul Iohannis, și eu afirm și mi-asum acest lucru, l-a pus pe domnul Ciolacu cum l-a pus și pe domnul Ciucă. Dânsii trebuie să facă ceea ce scrie clar în scenariul pe care domnul Iohannis l-a indicat. Dar această coaliție, măsurile luate în guvern, jocul la capitală, jocul la sectoare, jocul din toamna aceasta. Deci, dar anul acesta, PSD-ul, din păcate, adică conducerea partidului, a cedat primăria, cum a făcut-o poate și atunci cu Gabi Firea când a pierdut în fața lui Cușor. Și când Cioloș a fost prim-ministru în 2016. Să știți că PSD-ul, eu mă vorbă, niciodată nu pierde un joc politic decât acolo unde vrea să-l pierdă. Da? În țară, Consiliul Județene, primării, pierde doar unde vinde meciul. Contraschimb la altceva. La președinție, acolo... Nu, PSD-ul nu vrea niciodată, PSD-ul nu a vrut vreodată, în afară de cu excepția domnului Iliescu, niciodată nu a vrut președinte de țară. De ce îți trebuie un președinte de țară care se bage în partidul după aceea? Ai nevoie de parlament, pentru că acolo îți dă forța parlamentul să faci o guvernare de unde? Unde? Ai acces la tot ce înseamnă putere și forță financiară. Domnul Ponta nu și-a dorit să fie președinte, domnule? Domnul Ponta nu a vrut să candideze atunci în 2014. Țin minte discuția și încercarea lui Victor Ponta de a evita această candidatură. Într-un final, Liviu Dragnea și cu alții probabil l-au convins, l-au aruncat în luptă, pentru că aruncându-te în luptă pe cel din fața partidului, ca așa spune cutuma partidului, nivelul 2 preia partidul. Și alegerea unui președinte din prima zi, atunci se creează și tabăra adversă. De atunci se creează strategia pentru aruncarea pe scări a celui din față și plorarea partidului. Așa a fost și cu Viorica Dăncilă și cu toți. Asta e știre. Păi, domnul Ponta a fost păcălit. Da, păcălit. Păcălit. Până la urmă a pus... E limpede că, în afară de domnul Iliescu, care nu știu dacă formal, dar atunci cred că erau alte timpuri, era altă revoluție. După... Tot ceilalți foști președinți ai partidului nu mai sunt în PSD. Încă o dată, PSD-ul nu vrea președinte de țară. Vă spun pragmatic, politic vorbind. Pentru că uitați-vă ce a făcut Iohannis cu PNL-ul, da? Și nu numai, Băsescu cu PD-ul și așa mai departe. Deci PSD-ul joacă mult mai pragmatic. Ceea ce poate este logic, politic, nu știu. Dar, repet, cred că, înainte de toate, nu poți să strădezi de electoratul tău. Milioane de oameni care te-au votat sau au simpatizat cu tine și te-au votat, care au primit pe fața lor scuipatul, să nu uităm, al PNL-ului. Și fără ca cineva din PSD să ceară, înainte de punerea la masă pentru a forma marea coaliție de interes național, măcar o scuzele din partea unui reprezentant al PNL față de oamenii săraci care n-aveau nicio vină decât că țineau cu PSD-ul ca și au fost ei învățați sau așa au dat deschis ei ochii pe lumea asta. Asta o dată. Și doi, repet, la primărie este o vânzare de meci. Cred că este dorința de a fi împreună, a se securiza, a nu fi, să spunem, a nu se înjura unul pe celălalt în campanie, da? Dar nu știu cum o să scoată cămașa, pentru că trebuie să explice nu doar bucureștenilor, întregii țări, că îi bate la fundulețul gol domnul Nicu Șordan. Pentru că românul așa va spune. Dom'le, stați un pic. Nicu Șordan. Da, nu ne-a lăsat, nu ne-a dat apă caldă. Am înțeles. Ok. Da, a învățat. După 4 ani de primărie, hai că a învățat să facă pe primarul. Și nu să aleagă pe altcineva, probabil, are prima șansă, domnul Nicu Șordan, din punctul meu de vedere. Astăzi. Da, vom vedea. Ok, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuția în câteva minute. Revenit în direct alături de Sarmiza Androni și Eugen Teodorovici. Vorbeam înainte de pauză de decizia alianței de a merge cu un candidat comun independent
Iar aseară, aici în emisiune, domnul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, ne-a spus cu o sinceritate dezarmantă că lucrul ăsta este un calcul politic și că dacă urmarea deciziei de a candida împreună cu liste și la Consiliu și la Primăria de Sector și la Primăria Mare și la Europarlament, dacă în urma acestui demers o să se câștige un scor bun la europarlamentare în București, o să avem toți primarii de sector, majoritate în toate consiliile, dar nu o să avem primarul capitale, nu o să fie chiar o nenorocire, asta e un fel de pierdere asumată. Ceea ce, asta pare cea mai, cea mai corectă interpretare a ceea ce s-a întâmplat. E cumva sinceră, numai că nu știu dacă este un calcul electoral foarte bun. Pentru, în afară faptului că are niște dacă acolo, deci dacă luăm toți primarii de sector, dacă luăm majoritatea și așa mai departe, e una. Și acum, dacă domnul Cristoiu pierde, contează și cum pierde. Că una e să pierde să fie al doilea, altul e să fie al treilea. Când piezi, nici piezi. Nu mai vorbim al patrulea. Mai pierdut, ai pierdut. Și, a, și ideea era că în felul ăsta rămâne alianța sudată, unită. Că zice, vă dați seama cum era să mergem în campanie fiecare pe cont propriu la europarlamentare împreună, dar la locale separat. Nu aveam cum să ne înjurăm, să ne atacăm. Nu e să știți că nu e așa. Din punct de vedere al opoziției este mai ieftin să iei pe cei doi împreună, pentru că în momentul când tragi un glonț, tragi în amândoi, nu tragi două glonțe. Deci atenție mare, e cu duși întors. Deci domnul Ciolacu prin comasare, prin aducerea parlamentarilor înaintea prezidențialilor, da, a gândit-o pragmatic pentru coaliție, dar a deschis opoziții, dacă opoziția ar avea cap, a deschis un drum fantastic de s-ar fi putut reseta jocul politic pentru toamnă, dacă astăzi, la capitală, de partea cealaltă, da, să spunem, aveam o altă abordare, o altă logică. Care? Încă se mai poate până se depun listele. Ei deja s-au unit acolo, sunt. Nu contează, PSD PNL e de bătut, repet, e doar chestiunea cine îi bate. Ori ăsta, cum îl cheamă, Nicu Șordan, ori altcineva. Dar vom vedea la acel cineva dacă se mai poate încă lucra. Fine-tuning, așa puțin. Ziceți? Asta am vrut să zic și eu. Ziceți? Adică ce ar putea să se mai schimbe? Nu știu. Cred că sunt aruncate cumva zarurile. Eu să depună listele întâi și să vedem că păi, da, bun, asta orice. Se poate întâmpla când depui liste la Consiliul General sau când depui listele la parlamentare, că atunci știu că se negociază și se joacă până în ultima secundă. Dar când vorbim despre candidați care sunt deja anunțați, înțeleg că mâine dau drumul cumva acestui candidat, da, el este la revedere. Serios, mâine va fi o conferință de presă. Mai da, domnul da. Cristoiu va fi candidat în momentul în care dosarul de candidatură va fi depus la biroul electoral. Cum până ar fi acum? Da, bine, acum avem sigur un precedent major, da? Vorbești de Băsescu și păi, de sigur. Bun. Nu, Băsescu de două ori, da? Băsescu de două ori, da. Asta chiar ar fi o sinucidere din punctul meu de vedere, pentru că și așa s-au jucat foarte mult cu mintea noastră, acum să vină și să ne dea totul peste cap. Da, mă rog, depinde ce se întâmplă cu da, nu vorbesc de PSD, vorbesc de ceilalți, de ceilalți. PSD și PNL ar fi, dacă ar fi fost deștepți, dar nu sunt, ar fi mers mai degrabă cu un independent care sigur ar fi câștigat și l-ar fi avut aliat pentru prezidențiale în toamnă. Eu dar sunt de acord cu frustrarea tine, celui care conduc acele două partide este imensă ca să accepte adevărul. Dar să știi că eu nu știu la ce independent te gândești tu. La Teodorovici, vă știu. La Teodorovici. E bine așa? Okay. Da, e bine. Păi, trebuia să te forțez cumva să spui. Da, pentru știu, că știu. Să știi că, știu că știi. Ai această abilitate. Mulțumesc. Pentru că toată lumea voia un independent și făceau tot felul de măsurători. Da, sunt și n-au spus niciodată care sunt rezultatele acestor măsurători. Ba ieșeau cu jumătate de informație, ba cu un sfert de informație, da, și e firesc până la urmă. Sondajele după care au luat ei decizia nu au fost făcute publice niciodată. Bun, au apărut alte sondaje. Acum, poate tu știi mai bine, eu spun ce spun ei în mod oficial și ce au, mă rog, ce am auzit eu la ei. Dar apropo de ce spunea domnul Fenechiu, într-adevăr, domnul Fenechiu, fac o paranteză, este extrem de sincer și am senzația că vorbește fără să aibă linia partidului. Este foarte sincer. Da, da, da. Spre deosebire de Rareș Bogdan, care pe mine m-a șocat și dăm voie să spun acest lucru. Deci, la aceste negocieri nu au participat prin vicepreședinții partidelor. Nici PSD, nici PNL. Cine a participat la aceste negocieri? Nici președinții organizațiilor de București nu au participat. Întrebarea este,
cumva firească, cine a participat la aceste negocieri, pentru că Rareș Bogdan ieri parcă era parașutat în București și parcă nu cunoștea Partidul Național Liberal. Adică să ieși să spui ca prim vicepreședinte al partidului că nu-l cunoști pe acest candidat, ba mai mult decât atât, să-ți permiți să râzi și să faci miștouri. Iar să fie anunțat ca și comunicator al candidatului. Deci înțelegi că undeva se rupe logica mea în ceea ce îl privește pe Rareș Bogdan? Adică putea să și-l asume pur și simplu, pentru că este directivă de partid. Așa se lucrează într-un partid, n-ai ce să faci. Și mă gândesc că domnul Rareș Bogdan cam în fiecare săptămână face câte o gafă și se nimerește să și vin la tine a doua zi. Da, și să-și spun de el. Directivă de partid, totuși, măcar, repet, înțelept să meargă, să mimeze măcar absolut statutul. Adică absolut vine sus cu acel candidat pe care, am spus, l-a dictat Iohannis, clar. Așa, partidele l-au luat că asta este sarcina celor două. Organizațiile de la București trebuia să-l luată invers. Dom'le, mergeam cu acel candidat la fiecare, el echipurile votau unanimitate și la centru și se lua decizia la centru. De unde? Trosc, prost și ăștia au luat-o... Păi, dar era o problemă că organizațiile deja votaseră, dar ce să vezi, pe altcineva. Da, nu știu pe cine. Păi nu, și fiecare își votaseră candidatul lor. Păi de asta nici nu au ieșit până... Mă rog, au spus astăzi ceva... Dar mai puțin au lăsat să vadă ce se întâmplă astăzi la întâlnirea și cu Sebastian Burtuza. Și la domnul Cristu că a acceptat chestia asta. O să vadă ce înseamnă viața politică. O să afle despre dânsul ceea ce nu, poate nu știe nici soția dânsului. Unu și doi, cred că pierde și municipalul după aceste legi. Dar hai, poate nu folosim termenii corecți. Poate nu a acceptat. Poate a fost obligat cumva. Nu, asta s-a gândit. Că știu că s-a mai gândit. O să vedem în ce condiții. Probabil că a pus niște condiții. Hai că mai să avem o informație. Îmi place cu domnul Teodoro, zici că e foarte informat. Păi, da, trebuie spus că, păcat că raționamentul pe care au mers ei, până la un punct este foarte corect, dar trebuie aplicat, cred eu, cu ceva mai multă vreme în urmă și să pregătești cum trebuie, inclusiv prin găsirea acelui candidat independent, da, cu care chiar să ai niște șanse să câștigi. Pentru că, alminte, e ușor de înțeles de ce liberalii nu puteau fi pus să voteze pe doamna Firea după ce, în urmă cu 4 ani, au fost îndoctrinați cu ciuma roșie, cu caracatița lui Firea și așa mai departe, și nici PSD-și nu puteau să... PSD-ul nu este independent, pentru că dacă PSD-ul era corect, încă o dată, față de electoratul, ce puțin electorat și față de București, îmi făcea așa. Domnule, avem pe Gabi Firea. Domnule, 31-33, foarte bine. Domnule, este un hate pe dânsa. Am înțeles. Dar PNL-ul ce avea? Spunea, mergea fiecare candidatul lui. Ok, tu PNL-ul ce făceai? Cu ce mergeai? Îl forțai să piardă. Mai mult, știai că e legat de tine pentru toamnă, pentru a avea candidat cum la prezidențiale. PNL-ul nu avea cum să joace decât cum vrei tu. Aia era singura variantă, da, în care puteau să câștigi. Și ce făceau? Să plece să voteze cu Nicușor Dan, eventual electoratul PNL-ului. Deci, dacă știai să joci politic, câștigai și primăria și puteai să și joci până la toamnă cu acel candidat la prezidențiale. Al tău sau comun? Puteai să joci. Să știi că eu nu sunt de acord cu tine cu povestea cu Nicușor Dan, că gata, e deja aproape câștigător. Și de ce spun asta? Pentru că sunt sectoarele, electoratul din sectoare este extrem de diferit. Da. Adică eu nu o să văd electoratul din sectorul 5 votând cu Nicușor Dan. Nu văd. Vorbesc despre majoritate, sigur nu vorbim de unanimitate acolo, da? Nu-i văd pe cei de la sectorul 1 votându-l neapărat. Asta e teorie. Dar ai văzut retorica PSD-ului astăzi? Spune, un primar care are alt consiliu și mai departe nu poate să colaboreze, să vrăjeală de 2 bani. Electoratul nu se gândește la asta. Pe nu PSD-ul, când aruncă cu o temă, atenție mare, ei știu care este temerea. Omul votează la el la sector, primarul de sector, iar la capitală o să voteze total altceva. Hai să spun ceva. Cum și eu să fac Uite ce cred eu, Eugen. O să avem în cabina de vot foarte multe hârtii. Vor fi foarte puțini cei care vor face diferența între europarlamentare, Consiliul General, Consiliul Local, primarul de sector. Europarlamentarul o să fie în altă cabină. Cred că sunt separate. Deci, ascultă-mă. Domnul Daniel Fenechiu m-a contrazis când i-am spus acest lucru, în direct. Mi-a spus, vreau să o atenționez pe doamna Andronic, că vom avea aceleași comisii. Ei află că eu am întrebat astăzi la guvern, pur și simplu am pus mâna pe telefon și am întrebat, cum este? Și nu știa, n-au știut să-mi răspundă. Deci este o chestiune care se discută încă. Eu am spus că nu se face niciun fel de economie, că
Adică sunt comisii diferite. Păi, sunt comisii diferite. Vorbim despre... Ei, domnul Fenechiu, repet, m-a contrazis sâmbătă seara și mi-a spus în direct, vedeți că avem aceeași comisie. Pentru că vor face din nou excepții de la lege. Pentru că și asta cu mutatul... Dar nu e sigur, Eugen. Nu e sigur, încă o dată. Pentru ei sunt în lege astăzi. Actuala putere astăzi ies în deci legea. Deci eu mă feresc, da? Să mai spun cum anume se uite va întâmpla. Uite cu primarii care se mută pentru 6 sau 90 de zile, se mută, da? Dom'le, cum adică acum se poate muta? Tu știi, atenție, că este neconstituțională, pentru că a căzut și cea de dinainte cu 4-5 sau cu era... mai un context diferit. Nu, da. Vă spun eu care e argumentul lor. Am înțeles. Spune, dat fiind faptul vară. Că alegerile sunt cu 3 luni înainte ca ei să-și ia funcțiile în primire, dacă noi n-am fi introdus chestia asta, primarii în funcție erau privați de dreptul de a fi aleși, pentru că ei, dacă, să zicem, nu mai vreau să candideze partea partidului din partea care erau în funcție acum și pentru alt partid trebuie să... Deci se permite și... traseismul, da? Da. Atunci să o lase... Asta numai din cauza să... decalării. Da, așa motivează. Da, nu, nu poți să furi doar pe o dată. Ori ai voie să furi, ori deloc. Nu poți să furi doar în perioada de primăvară. De ce? Asta este o aberație pe care noi vinde puterea și noi suntem, repet... Dar nu e, asta e... Repet, sunt puterea, ei sunt, au, sunt legea în România. Da. Oricum, o să fie o campanie extrem de interesantă cu... Nu știu cât de mult vom vedea candidatul la primăria de sector alături de candidatul de la primăria capitalei. Deja astăzi l-am văzut pe Robert Negoiță, deja a avut niște declarații absolut contradictorii, care spun, da, nu-l cunosc pe domnul Cârstoiu, am auzit că e un doctor bun, Piedone știe administrație și a fost întrebat frontal, și cu cine votează? Deci, nu știu, nu pot să vă spun. Domnul Negoiță votează cu domnul... cu domnul Nicușor Dan, pentru că a spus că stă în casă cu 16 grade de temperatură. Ai de mai că păi tocmai că acum spusese că are scos, niște probleme cu el. A scos palmieri, a scos... Da, da, au avut conflicte. De la palmieri s-ar putea să te certe, păi, da, corect. Uite, în sectorul 5, de exemplu, candidează Vlad Piedone, da? Acolo... Vlad Popescu. Cum? Vlad Popescu. Piedone, păi el... mi se pare că îl cheamă numai pe... Nu, pe amândoi, sigur că da. Sunt în acte. Gândește-te că acolo votul va fi clar. Cine votează pentru Vlad Popescu Piedone va vota și pentru Cristian Popescu Piedone. Acolo interesant dacă PSD-ul va avea candidat comun cu PNL-ul, da, da, sau nu. Ba da, deja l-au anunțat. Comun? Da. Da. Perare și Hopincă, care din punctul meu de vedere se sinucide. Da, mă rog. Dar nici nu avea altul mai bun. A fost city manager acolo, are o relativă notorietate în sector, știe problemele, a fost da, perfect. Dar eu cred, că cred să uite, bună. Sursele mele spun că Rareș Hopincă aseară chiar voia să refuze. Astăzi l-au convins la ședință și eu cred că nu l-au... Că cei de la PSD și, mă rog, de PSD-și vorbesc, el este PSD-ist, sunt absolut convinsă că sunt conștienți de faptul că el va pierde și cu siguranță l-au convins punând altceva în balanță. Pentru că asta e negocierea politică. Astăzi am mai auzit un zvon, dar nici nu știu dacă să-l spun sau nu. Înțeleg că și la sectorul 5 o să avem din partea Auro o mare surpriză, un mare candidat. Și să vezi ce bătălie o să fie. Dar este pe surse și nu știu dacă să-i dau numele sau nu. Hai, dă-i la cum ai. Domnul Vanghelie. Ah, bun. Da, repet, păi, nu știu dacă o rețetă se confirmă care acum 4 ani a funcționat, da? Domnul, dacă e domnul Vanghelie, eu îl votez, sincer. Da, poftim. Pentru că domnul Vanghelie... Avem știre, cei de la atenție. Aur, dacă se notați. Nu, serios, de ce? Pentru că am spus-o mereu. Domnul Vanghelie ar fi fost un mai bun ministru de finanțe decât foarte mulți miniștri de finanțe. O să înceapă să țipă unii. De ce? Dom'le, pentru că s-a născut cu un simț pe care nu-l vezi la școală. Și dacă domnul Vanghelie îi spui o problemă chiar de țară, dânsul va ști la finanțe să facă ce? Îi cheamă pe cei de la finanțe, le ascultă soluțiile și o va alege exact pe cea mai bună, pentru că are o chestie pe care, repet, nu o ai decât dacă te naști cu ea. Da? Eu ne-am cunoscut, ne știm și am spus-o. Și, repet, dacă veți discuta cu dânsul, o să vă convingeți că ce vă spun este corect. Am avut miniștri cu Harvard și ce au făcut? Nimic. Da? Da, să știu, am uite. Înțeles că tot de la modă. Domne, Harvardul ăsta. Domne, încă o dată să înțelegem un lucru. Harvard îl faci dacă ai bani. Dacă ai bani, faci Harvard. Dacă nu, asta e. Că tot aud de Harvard. Și niște calități. Domne, ca să te primească, să-ți primească banii. Pentru bani? Păi sunt mulți care și Harvardul lasă jucloanța. Are concurență mare. Care concurență? Atați-vă unul din România asta care a făcut Harvardul așa pe bune să aibă acele competențe. A avut ca și Valtasu și Măsa, a făcut Harvard. Păi,
Cam asta nu înseamnă că doar pe asta s-au bazat încă o dată. Da, dar să știți că eu cred, absolut de ASE. Nu cred că ASE-ul ăsta e cu ceva mai prejos decât Harvard, sincer acum. Că dacă vrei să înveți, înveți și la ASE și la Harvard. Dacă nu vrei să înveți și de acolo și de acolo, păi, la fel de prostiști. Eu am o curiozitate. Acum, doamna Firea, am înțeles că este la europarlamentare și... Da, 3 sau 4. 3, 4. Eu sunt mulțumită că e în partid și că, mă rog, o avem om de partid, viză. E om de partid. Da, e om de partid, că... e om de echipă, cum spuneai bine la începutul emisiunii. Ce se întâmplă cu domnul Burduja? Să știi că mă interesează. Și domnul a comunicat cumva în aceeași idee, însă e adevărat mult mai vag. L-au vehiculat pentru Primăria Capitalei, pe urmă pentru sectorul 1. Întâi a fost la sectorul 1. Da, sectorul 1. Bun, okay. După aia l-au la Capitală și pe urmă la sectorul 1. Nu înțeleg cum de George Tuță i-a luat fața lui Sebastian Burduja. Păi, pentru că Sebastian Burduja a fost promovat la Capitală. Iar domnul Tuță a fost lăsat moștenitor, ca să spun așa, la nu. Sectorul 1. Discuțiile s-au purtat astăzi și sunt foarte curioasă, chiar sunt foarte curioasă ce îi vor da lui Sebastian Burduja, dacă îl vor lăsa la minister sau nu, pentru că trebuie să existe ceva, nu îl pot arunca așa, pur și simplu. De ce? Înțeleg că... să nu-l lase la minister? Sau de ce să-l arunce? Păi nu, nu. De ce să nu-l arunce? Da. Pentru că mi s-a părut, eu ca un analist din exterior, așa, da? Mi s-a părut că se zbate și că muncește foarte mult pentru Partidul Național Liberal. Ce-o spun sincer? Te întreb un singur lucru. Dom'le, taxa pe soare, nu? Acum dă ordonanță să o scoată. Pe când a băgat-o, nu unde era domnul Burduja? Și sincer, adică ascultă-mă ce spun. Mai stai puțin, că nu, eu vorbeam de omul de partid, nu de profesionist, de la minister. Vorbim, domnule, în țara asta de profesioniști. Vii acum să încânzi mie, domnule, scoate-mi taxa pe soare, de ce că avea de gând să candideze? Păi când ai pus-o tu în 2022, tot partidul tău liberal, cu tine la conducere, a spus taxa pentru producătorii de energie electrică, pentru prosumatori, da? Cum să-i pui când vrei să dezvolți țara să devină independentă, tu pui taxă pe ei. Și acum aveți, doamne, că avea de gând să candideze și lovește pe Nicu Șordan din poziția de ministru al energiei. Astăzi intrase la altă televiziune cu Ministerul Energiei în spate și vorbea ca și președinte al ăsta de PNL de București. Doamne, nu mai nici, sincer, se joacă în picioare tot. Bă, frate, ești ministru sau șef al PNL București. Că nu poți să ai în spate o instituție publică pe care noi toți o plătim din banii noștri. Dar tu vorbești acum din cărți, Eugen. Așa vorbesc cum mereu. E normal să fie. Păi da, eu nu, ce eu n-am spun? Făcut. Eu spun cum bun, am făcut tu eu. Tu vorbești despre păi, cum ar trebui știu, să fie. Idealist. Da, dar știi idealist. Foarte bine că și eu am idei de astea fixe și nu întotdeauna funcționează. E hai trist, să, hai e să trist facem, să constatăm să facem că nu mai comentariile e... și strategia, ce să este? Înțelegem strategia asta lor pe ceea ce avem acum. Că lucrurile ideale nu avem. Aia înseamnă că ne mulțumim ca țară cu puțin. Nu, nu ne mulțumim, comentăm și dăm în ei. Știi? Dar nu e suficient. Da, uite, să vă întreb eu altceva acum. Ok, avem un candidat despre care unii spun că are notorietate, alții spun că n-are, unii spun că e un bun manager. Ok, poate să aibă un parcurs profesional impecabil, doctorul Cârstoiu. Dar are doctorul Cârstoiu un plan pentru București? O să-i facă domnul că de ăsta, domnul Burduja, era, a scris o carte și o dă, cartea cu planul pentru București. Se va pune la dispoziție un plan, cu siguranță, că are cine să-l facă. Dar domnul Cârstoiu nu are un plan al lui. A fost luată la o ședință de Consiliu General? Da, sigur. A zis ce este acolo? Da. E crimă și pedeapsă. Zici că ești la nebuni. Știu, dar să știți da? Că primarul are un rol esențial în corect. Ce le dă acelor consilieri să facă haos. Corect. Eu am spus că și am spus că e posibil să... E posibil, încă n-am spus. Să-i propun domnului Piedone, încă nu m-am decis. Chiar să-l sprijin în a veni cu soluții pentru ceea ce înseamnă Bucureștiul, că este altceva decât un sector. Chiar să construiască Bucureștiul fără un leu din bugetul Consiliului General. Fără un leu, atenție mare. Da? Dar trebuie să știi, poți să ai ostil Consiliul General. Dacă tu știi să le pui pe masă proiectele pe care ei le vor, da? Tu ești primar general, trebuie să ai aceea iscusință și soluții necesare pentru ca ei să nu le poată refuza. Eu știu, dar eu cred că înainte de asta trebuie să ai o viziune, da? Să bun, trebuie să fii un manager bun, să știți că de obicei managerul este cel care știe să asculte, că nu știe întreabă și să-și aducă lângă el oamenii care pot să creeze acea echipă care să conducă o capitală, o țară și mai departe. Domnul Tudor, știți cât durează numai să te întâlnești cu fiecare director din primărie și eventual și cu cineva, să spunem... Am condus o țară. A doua... Am condus o țară pe finanțe și nu numai țară și până afară țării. Da, dar să nu v-ați dus la finanțe direct de pe băncile nu, școlii. Nu, sau din nu. Totuși fac tot din administrație din 91. Bun, deci știați da. Despre ce vorba. Și de asta îmi văd lumâna asului, dar alții primărie... se pare că nu și-l văd. Nu și-l văd. Asta e în păcate România. Din păcate. Dom'le, nu poți să accepți. Am spus, am avut colegi parlamentari în partid.
doctori. Chiar era un doctor, cred, din Brașov, în zona de copii. Și am spus, eram seara cu toții sănătorii la o bodă. Dom'le, zic, de ce faci chestia asta? De ce, dacă Dumnezeu, dacă tu ai învățat și Dumnezeu ți-a dat ție un har să salvezi viețile unor copii, de ce vrei să fii parlamentar? Asta o fac eu, da? Dar tu ai acest har. Ce, păi, domne, ca secretare, domne, îmi spui mie ce ai nevoie și noi, clasa politică, facem ca tu să poți să faci ceea ce tu știi mai bine decât toți. Și el era parlamentar lung, așa, mai și opera, dar zic, tu știi că ai o listă de așteptare, sunt copii acolo, ai căror părinți plâng după, sau în fine, speră ca... Da? Adică, nu ai... Bă, stai mă acolo și fă treaba aia. Fiecare să facă ceea ce știe, mai bine să facă. Mai bun exemplu, da, amintiți-vă de Pupu de la UPU, da? Care era medic la urgență. Tudor Ciuhodaru, de la Iași. Da. Și care era parlamentar vreo două zile. De-aia nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Două zile intra la televiziune. Ești medic, mă frate, salvează vieți, că de-aia ți-a dat Dumnezeu, repet, harul ăsta. Europarlamentar înainte de... Adică, altfel, scuze, altfel face tot aceea școală, ca pe timpul, facem tot Ștefanul ăsta, cum se numește, Gheorghiu sau cum se numește, în fine, așa, și de acolo partidul vine și scoate câte unul. Pac, pac, de ce mai faci ASE? De ce mai faci jurnalism? De ce mai faci arhitectură? Păi sau... nu spuneam mai devreme. Exact. Apropo de chestia asta cu planul, mi-am amintit că atunci când a candidat Nicușor la capitală, a venit și a vorbit frumos și a prezentat niște planuri în sfârșit. Nu a fost toată lumea foarte mulțumită. A avut este... un plan cu două puncte. N-are de importe. Mâine apă caldă, apă caldă și salariul bun, de 1400 de euro. Astăzi când merg prin platourile de televiziune și cineva întreabă, dar ce a făcut totuși Nicușor Dan? Vorbește de țevile alea pe care le-a schimbat și oricum a fost cu finanțarea de la Gabi Firea. Și la un moment dat am auzit niște useriști, mai mulți, vehiculând același mesaj. Păi nu știa ce găsește acolo. Păi frate, tu vrei să candidezi la primărie, vrei să fii primar și nu știi ce e în primărie? E, uite, nu o să mi se îndeplinească dorința, mi-am dorit foarte tare să văd o dezbatere între Nicușor Dan și Gabriela Firea. Cred că aia ar fi fost o mega dezbatere pe primărie. Nu o să avem. Și atunci când m-ai întrebat dacă doctorul Cârstoiu are vreun plan, mă gândeam că da, o să îl scrie cineva, dar nu va putea duce, din punctul meu de vedere, niciodată o dezbatere pe zona asta. Sarmina, dincolo de dezbatere, planul ăla îți trebuie să-l ai în momentul când ajungi în funcție, da? Să-l înțelegi, în campanie electorală. Păi da, să-l înțelegi, că te duci la dezbatere dacă îl înțelegi. Ori eu ce spun? Nu are timp să-l înțeleagă. Ca să înțelegi, trebuie să înțelegi și cum funcționează orașul, care sunt problemele, care sunt pârghile. Uite, de-aia mi-ar fi plăcut mie să o văd pe Gabi Firea cu Nicușor Dan. Asta mă gândeam asta eu ca așa. Asta înseamnă un candidat profilat, da? Deci Gabriela Firea, a doua zi după ce a pierdut alegerile, a început să se pregătească pentru aceste alegeri, da? Să vină cu revanșa. Da? Știa exact ce a lăsat, ce vrea să fac, avea, în mod clar, avea un plan coerent. Acum. Apropo de ce lăsăm, ce lasă un sau altul, poate odată cândva se va impune ca, sau în fine vom ști, folosind inteligența artificială, ce înseamnă de fapt un buget la primărie sau la țară. Dacă vom avea această situație, vom ști exact care este situația reală și nu minciuni. Nu vă simt romantare, fiecare ce a găsit. Așa. Dar vom ști exact ce, cum arată corect o situație a unei țări, a unei a capitalei. A, că după aia primarul general sau consiliul general sau premierul unei țări schimbă și asumă altceva, ok, dar trebuie să argumenteze de ce, care, de unde vine diferența. Pentru că asta aflăm tot timpul. Dom'le, a lăsat, nu știu, ministrul de finanță sau prim-ministru, nu știu ce, gaură, nu știu ce cutare, ăla la capitală, așa mai departe. Sunt minciuni gogonate. Pentru că, de fapt, nimeni nu cere situația aia de la guvern sau de la Ministerul de Finanțe, unde aveți toate anexele cu arierate, cu de-asta, cu de-asta, cu tot. Alea sunt situații reale. De asta spun, acea inteligență artificială pe care în alte state alții o folosesc, inclusiv să facă bugetele unei țări, la noi nu, l-avem pe Ion, nici pe ala nu mai avem. A plecat și Ion de la guvern. Deci dacă vom folosi chestiunea aceasta, dându-i toate datele pe care trebuie să-i dai, acolo îți va spune exact situația, cum este și ce poți să faci pe legea existentă. Dar tu, în momentul acela, om politic, vii și explici țării, dune față de ceea ce este și ceea ce pot să fac, vreau să fac mai mult, adică vreau să aduc un deficit mai mare pentru țară, ca să fac investiția A, B, C, D, E. Și punct. Asta ar fi corect față de noi toți cetățenii. Noi știm cine l-a propus pe doctorul Cârstoiu? PNL sau PSD?
Nu o să aflăm niciodată asta, decât... Cred că de-aia l-au pus, că nu s-a făcut cu la cine. Păi o să aflăm, da, deci dacă va pierde, cine se delimitează primul și a spus, noi am spus că nu e o idee bună. Da, știi... așa e, ai dreptate. O să apară, vă dați seama, toate astea vor apărea, pentru că discuțiile, oricât ar fi de ascunse, undeva tot apar. Dar apropo de ce spuneți dumneavoastră de buget, timp de 4 ani cât a fost Gabriela Firea primar general, USR-ul, consilierii generali și domnul Ciucu, care era la PNL, mă rog, e și acum la PNL, dar era așa mai în zona USR-ului, tocau și cereau cu insistență ca bugetul să fie publicat pe site-ul primăriei într-un format editabil, astfel încât ei să poată da sări să găsească imediat. El era publicat, erau niște scanuri după foi și alea, într-adevăr, puteai, dar trebuie să dai pagină cu pagină, nu puteai să te joci cu cifrele cum vrei. Și azi, acum stai să vezi că a venit și Nicu Șordan la primăria mare, domnul Ciucu e la sectorul 6, o să avem și noi buget așa cum doreau. N-avem. Pentru că dacă ar fi așa, ar merge ce spuneți noastră, că inteligența artificială ar avea datele. Merge. Dar aici iar guvernul a jucat contra noastră tuturor. De ce? Pentru că guvernul a lăsat pe Nicu Șordan să-și facă de cap toți anii ăștia. Guvernul putea să modifice legea 215, să ia din atribuții domnului Nicușor, că tot spunea guvernul că ne face gaură la bugetul general și la bugetul primăriei și la bugetul național de câteva miliarde bune de euro, da? Atunci guvernul este părtaș. Toți care sunt în guvern de când e Nicușor primar, a trebuit să fii pasiv de imputarea acestui prejudiciu. De ce? Puteai, repet, să modifici legea, să pui la Ministerul Dezvoltării tot ce înseamnă aprobare de PUZ, PUD, cutare, și dai drumul la economie. Nu poți să spui că un oraș ca Bucureștiul, care are 20% la PIB contribuție, este văduvit, da, de inacțiunea unui primar și să-l lași. De ce? Ca să dea românii cu pietre în el și după aceea tu să câștigi la alegeri. Asta a fost jocul și la sectorul 1. E același joc. Știți că a început lista cu referendumul? Și de ce au renunțat? De ce să schimbă pe Clotilde? Lasă-o, frate, să dea cu pietre. De ce credeți că, repet, Cioloș a ajuns prim-ministru? Cine l-a pus prim-ministru pe Cioloș în 2016? Nu l-a pus domnul Iohannis. Și Cioloș putea fi dat în jos în orice clipă în 2016. Mi-aduc aminte, aveam toți majoritate. Mi-aduc aminte, era fost un caz la Argeș, când au murit vreo 30 ceva de nou-născuți, probleme cu laptele. Și era domnul Bodoc, da? Ministrul Sănătății după aceea. Și i-am spus, băi, stați un pic, dacă voi spuneți că aveți soluții și noi avem majoritate în Parlament, putem da oricând jos pe Cioloș, de ce nu facem? De ce lăsăm, adică de ce ne jucăm politic cu viețile unor copii? Din păcate, așa se face azi în România. A fost un calcul și alegerile din 2016, PSD a câștigat. Adică poate să moară copiii ca să-mi iasă mie bine calculul politic? Vedeți? Eu nu sunt om politic. Sunt formal, am fost formal, că am fost membru într-un partid. Dar niciodată n-am spus decât ceea ce am gândit și am făcut ceea ce am scris, este corect. Că partidul s-a ofuscat, asta este. Da? Puteți-vă aminte, în 2017 eram președinte de Comisie de Buget Finanțe la Senat. Era Câțu la mine, era vicepreședinte la Comisie de Buget Finanțe. Și le-am spus, bă, să nu vă prind cu PSD, PNL în comisie, că vă rup capul, pe românește. Da, aveți soluții, o idee bună, veți cu ea încoace, o discutăm. Așa a ieșit, de exemplu, pentru mediul de afaceri, scoaterea dividendelor trimestrial. Fiind chestia genul ăsta. Ce făcea guvernul, în schimb, în guvernul 2017, eu în Parlament opream. Cu prostia aia, cu part-time-ul, am scos-o, iar au băgat-o astăzi, e la fel, omoară part-time-ul și multe, multe altele. Deci, ce alegi? Politic? Voturile? Sau să fii corect și să faci pentru ceea ce pentru români, chiar dacă nu te votează? Nu se poate și? Nu se poate, se poate să există un echilibru? Se poate, de ce să pleci? Punem așa în balanță? Da, păi, astăzi, din păcate, așa se vede. Pentru că, repet, mă, pleacă de la a face pentru români. Chiar dacă ei nu te votează, problema, partidul asta este o mare problemă. Domnule, nu face, că oricum nu ne votează ea. Nu da la ea, că ea nu ne votează, oricum nu sunt ai noștri. Ce treabă? Eu am fost acuzat ca ministru de finanțe că nu dau bani la unor comunități pentru că erau liberale. Păi, eu pot să privez o comunitate locală pentru că primarul are altă culoare decât partidul din care fac parte? Nu, dar se mai întâmplă. Reluăm discuția după o pauză de publicitate. În câteva minute revenim. Am revenit în direct alături de Sarmiza Andronic și Eugen Teodorovici. Mai discutăm un pic de candidatura asta de la capitală, că mai avem și alte subiecte. Domnule Teodorovici, pentru că noastră înțelegeți asta poate mult mai bine decât candidații care aplică acum. În 2020, domnul Șordan a venit și a lansat candidatura de mână cu domnul Orban, care era prim-ministru,
și care i-a promis că îi va da bani mai mulți. Pentru că în momentul de față capitala este subfinanțată, nu neapărat că sunt prea puțin bani pentru București și că nu sunt judicios împărțiți între capitală și sectoare. Și păi raportat... de ce există sectoare? Unde există sectoare în lumea asta? Știți cine a omorât capitala? Păi, în 2004? 3. Da, atunci. 3-4. De ce? Că era Băsescu primarul capitalei și toți partidul astăzi, care așa departe, a zis, domnule, hai să împărțim în 6 ca să îl omorâm pe Băsescu. Știu, dar asta e o discuție lungă. Nu, este, pentru că de ce? Dacă sunt corecți, se decide așa, domnule, lăsăm primarii să meargă pe sectoare foarte bine, dar ei trebuie să implementeze ceea ce se decide la nivel de capitală. Dă-i capitalei, fă-o ce trebuie, fă-o metropolă cu tare, extinde aria de așa, da, adică domnul, logică domnul, modernă. Dacă în acești primari de sector sunt aleși prin vot direct de cetățeni, așa? Și mai sunt și liderii organizațiilor de sector cele mai puternice ale partidului, vă spun eu că nu se poate, că niciunul nu o să accepte. Păi n-am vorbit de interesul românului, că așa trebuie să fie. Păi până aici. Deci până la aici. Și domnul Burduja, nu știți că l-a propus? PNL-ul l-a pus pe Nicușor Dan, nu? Da. Și acum vine și ne spune că Nicușor Dan n-a fost bun. Da, exact așa. Adică ne-a prostit patronul. I-au dat decalogul ăla și au așteptat, nu știu, 9 luni. Pe spinarea noastră, nu? Pe spinarea noastră. Absolut. Păi eu nu vin la vila la Monaco sau la Cannes unde stă domnul Burduja sau așa. Sincer acum. Acum stă la București. La București, păi da. Da, apropo de asta, n-a venit dânsul pe 10 august aici să tragă până azi fumul de la pare cele birau alea pe acolo, ca să stea la masă cu dușmanul? Păi asta vreau să vă spun, cum ar fi putut PSD-ul să ceară votanților și simpatizanților să-l voteze pe unul dintre organizatorii mitingului de 10 august, unde ei au fost demonizați și făcuți... Și atunci acum să nu mai... Încearcă să mai facă românul, vedeți? Și pleacă și găsește, caută soluții din astea care poate sunt și mai futuriste decât cea pe care o poate oferi PSD și PNL. Că asta e dureros. Eu nu vreau să ajung în toamnă să spun așa, domnule, dintre X și Y la prezidențiale, domnule, îl votez pe ăsta, chiar dacă mă dor degetele, pentru că sper mai degrabă într-o reformă a partidului pe care el îl reprezintă decât alternativa pe care mi-o vinde frumos, nu știu, opoziția, de exemplu. E dureros să ajungi în situația asta. Da? Deci eu vă spun, în mod normal, un oraș ca București ar merita în pragul unor alegeri, dar nu așa că mai sunt doar 2 luni jumate și când evident nimeni nu mai are timp de așa ceva. Se bătaie de joc după voturi. O capitală să... De exemplu, să vină să discute în mod serios o lege a Bucureștiului. Deci capitala are nevoie de o lege care să, în mod explicit, spună cum se face finanțarea și care să producă și o reformă administrativă. Dar cine opește să o facă astăzi și aplicabilă din următorul mandat, ca să nu fie cumva deranjați cei de astăzi? Avem... Cum și parlamentul acesta cu 300 de parlamentari. Dom'le, Ciolacu, dacă era corect, spune așa, dom'le, cât suntem noi astăzi, o lăsăm așa cum este. Dom'le, uite, și următorul parlament îl lăsăm tot așa cum este. Dom'le, dar următorul parlament, dom'le, va avea 300. Adică, fă un așa fel, dacă România au ieșit și ei scuz la așa, ei convins să vină secutare. Și nici 300 nu sunt necesare, dar 300. De ce? Adică asta spune, dom'le, cât o să fii în viață să conduci? Cât o să fii parlamentar? Cât o să fii șef de partid? 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Mă, dar lasă șansa ca după următorii 20 de ani, da? Să totul să fie și cum românii, care poate nici nu mai sunt astăzi în viață, au dorit să fie, și-au dorit să fie București sau întreaga țară. Adică asta spun, domne, trebuie să aibă undeva o limită. Da. Noi suntem fraieri că... Deci dacă admite faptul că nu vom avea în această campanie electorală o discuție foarte aprofundată și de substanță, de construcție pentru orașul ăsta, o să fie o cursă pentru adunat voturi. Crezi că stilul, să spunem, pe care l-a consacrat pe Cristian Popescu Piedone și la sectoarele pe unde a fost și acum în această precampanie, da? Heirupul ăsta de mers și pe stradă dat mâna cu 3 oameni, ne răstim la 2 dorei care sapă undeva, scoatem directorii din primărie pe teren. Crezi că asta va prinde la electoratul larg al capitalei? Nu la electoratul larg, dar la o bună parte din electorat, da. Că de asta tot spun eu că avem electorat diferit la fiecare sector. Hai să spun ceva. Acum 2 zile m-am întâlnit cu cineva într-un platou de televiziune care mi-a spus, eu îl votez pe Piedone. Și am spus, măi, tu? E o persoană echilibrată în mod normal. Și am spus, da. Pentru că eu trec pe strada nu știu care, de 3 ani de zile de când m-am mutat și am avut o groapă în asfalt. Vrei să spun ceva? Piedone
L-am văzut când stătea lângă ea cum reparau groapa. Adică dacă un om pe care eu îl cunosc ca fiind un intelectual, sau așa am crezut, îmi povestește mie chestia asta, înseamnă că avem foarte puține pretenții. Eu mă uit la cei trei candidați principali. Da, da, gândește că nu poate să stea lângă toate gropile din București. Nu, dar eu îți spun, păi tocmai, păi, deci a fost... Cumva, dar... Nu, stai puțin. Deci l-a păcălit cumva? Nu. Avem pretenții foarte puține. Omul ăla îl admiră pe Piedone și a spus că îl votează pentru că a stat lângă groapă. Sigur că nu poate sta Piedone peste tot. Însă, repet, avem pretenții puține. Ne ducem după cât de mult admirăm sau nu admirăm un om, după cum comunică sau nu comunică. Ne uităm foarte puțin la ceea ce face. Acum, dacă mă uit la ce a făcut Nicușor sau ce n-a făcut Nicușor Dan, pot să iau o decizie. Mă uit la Piedone și sigur nu eu s-ar mizandronic că eu votez în Ilfov. Dar mă uit și mă gândesc eu ca și alegător în București că ar trebui să mă ghidez după ceva atunci când îmi aleg candidatul. Totuși, care sunt criteriile? În funcție de cum dă omul ăla mâna cu mine, în funcție de cât de mult vorbește cu mine, dacă a dărâmat nu știu ce gheretă din colț care pe mine mă enerva, adică suntem lipsiți de substanță, suntem lipsiți de argumente. Oamenii ăștia care vin să ne propună să îi votăm, n-au substanță. Păi, dar de ce nu fac partid de la acest prim pas? Uite, n-am nimic cu domnul Cristoiu, îl știu. Eu n-am spus cine e vinovat, eu doar am remarcat problema. O spun eu. Deci de ce să vii tu cu domnul Cristoiu, care e clar că nu are, și prin, dacă ne gândim la faptul că domnul Nicușor nu știa nimic de primărie, a stat 4 ani, poate a învățat ceva. A mai candidat de 2 ori, a fost la cel puțin jumătate de ședințele Cristoiu? De Consiliu. Nu. Nicușor Dan. Cum? Nu. Spun așa, adică, domnule, Nicușor la fel. A venit din Neant, a ieșit primarul capitalei. Bun. A făcut ce a făcut pe acolo, nu contează. Domnule, dar a avut 4 ani, a învățat ceva despre capitală, măcar știe străzile. Ok. Domnul Cristoiu vine acum, o luăm de la capăt. Adică, eventual, mă uit între Nicușor Dan și Piedone, eventual. Da? Deci, de ce tu partid vii cu un astfel de candidat? Domnule, hai să vedem, într-adevăr, ce recomandă. Care sunt realizările lui pe zona de administrație, de finanțare, de cutare, adică totuși e capitala României. Omul ăsta trebuie să înțeleagă. Deci se discute chiar și cu omologi din altor capitale europene și nu numai. Adică să discute de la egal la egal, adică în cunoștință de cauză. Ce o să facă? Ce discută? Cum face? Adică multiplică modelul Oprescu, da, care a fost un model de succes. Tot medic, tot de la manager de la spitalul municipal, poate merge și a doua oară. Știți că noi uităm că Nicușor Dan a fost deputat. De București, da. Bun. Și a făcut parte din Comisia de Administrație Publică. Atunci când urma să ceară votul bucureștenilor, eu am avut o discuție cu cineva din Partidul Național Liberal, cu 2 persoane care îl susțineau și am spus, bine, dar eu, uite, nu prea știu ce a făcut Nicușor, dar știu că are niște scandaluri uriașe, știu că dă pe toată lumea în judecată, îi se spune Plicușor, am văzut niște materiale pe la televizor că se întâlnea cu niște interlopi, adică sunt lucruri palpabile, nu știu ce a făcut pe zona de administrație. Dar uite, voi, pentru că îl susțineți, nu puteți să-mi spuneți și mie? Și pe mine m-au șocat. Mi-au spus, Armiza, noi suntem cu el, în Comisia de Administrație Publică și când e ceva, ne întreabă pe noi. Păi mă, voi, îl susțineți pe el când el vine să vă întrebe pe voi ce să facă pe administrație publică? E, uite, atunci am început eu să fiu un pic mai atentă, mi-am dat seama că n-am pe cine să întreb. Mi-am dat seama că oamenii nu sunt sinceri. Și că, într-adevăr, jocul politic este foarte departe de ceea ce ar trebui să se întâmple. Deci, până astăzi, primarul Piedone, în funcție fiind și cu mulți ani de experiență, este cel mai calificat să devină primarul capitalei. Eu așa... Păi... Lasă-mă să întreb niște oameni care îl cunosc. Păi nu, serios. Acum, eu stau vis-a-vis de primărie și da. Știu, văd, se mișcă, face... Da, să știți că primăria de sector e altă mâncare de pește. Nu, v-am spus încă o dată. Eu n-am ce problemă să merg altul de domnul Piedone, sincer. Probabil n-am ce fel de problemă. Mă gândesc că dacă atunci am fost niște finanțe, mă gândesc că o să ai probleme cu banii ce puțin domnul Piedone. Restul să-i dea pe afară pădurei și aia e treaba lui ca primar. Restul eu mă ocup partea asta de... Cum adevăr, trebuie să-și spun asta. Cu datul afară e o problemă foarte, foarte spinoasă și foarte este grea. Și pentru cine știe, nu e o problemă. Eu asta am făcut și n-am avut niciodată nicio problemă cu legea. Dar trebuie să fiu și corect. Când doamna Firea, în 2016, a fost pusă, nu știu dacă era deja desemnată, că era discuția eu la 1, dânsa la capitală. Și atunci am avut eu cu Liviu Dragnea, am pus întrebarea. Dom'le, de ce să mă duc eu la 1? Că nu înțeleg.
Explică-mi tu mie, eu nu fac nu mă pricep la politică, dar spune-mi tu mie, președinte de partid PSD Liviu Dragnea, de ce, când a fost să fie la tine la Alexandria, la Telorman, te-ai dus președinte la CJ și nu primar la Alexandria? Exact așa i-am spus. A început să râdă și el și Marineacșu, care era lângă el. Când încerca să mă convingă să mă duc eu la 1 și miniștrii Răvan Aplum la 2 sau la 4, mai știu, Nicu Bănicioiu și așa mai departe. În fine. Și atunci i-am spus lui Gabi Firea, măi, ia-mă, ajut cu tot dragul și dăm un singur proiect de care să mă ocup. Parcările din București. Atât. Și știu atunci că a fost replica următoare. Nu spunea Eugen. Așa, domnul ministru, în fine, am o echipă foarte bună de oameni pe fonduri europene la capitală. Dacă se poate fi echipat de la capitală sau din România asta mai bună ca ministru de finanțe pe fonduri europene, ok. Și se și vede astăzi în București. Nu, da, trebuie să spun, deja. Trebuie să, nu există, pe bază la fonduri europene, dacă eu am auzit fonduri europene în România, mă bazi tu cu echipa ta, ca dovadă că parcă le-ați în România, în București sunt ciuciu barat. Ciuciu barat. Ei, ba da, ba da. De asta, domnul Piedone, poate e mai pragmatic și eu zic că... europene pentru parcări în București? Nu neapărat. Nu neapărat. Dar totuși... E parteneria public-privat. Mă rog, nu e privat. Și cine l-a făcut? Pe cum? Primărie? Compania primăriei. Care dă cu vopsea pe... Aia nu înseamnă... Aia, nu înseamnă, aia e vrăjeală pentru a mânca unii și alții bani de acolo. Păi să dă că mă duc eu și uite, nu iau niciun ban. Dau eu cu vopsea fără să mai iau niciun ban decât pentru primărie. Ce iau dau la primărie? Și fac voluntariat. Păi și acolo, societatea e primărie, 100%, deci nu e privată. Da, bine. De ce mă face să intru în detalii? Stăm de primărie. Pentru că de asta ești invitat aici, nu vezi că stăm și te ascultăm. Pentru că ai spus mai devreme... Rolul meu, dar să mă stârnesc, nu să... Deci, da, privat înseamnă ce? Păi când nu, tu primărie... E un abuz de limbaj, nu e partenerea public-privat. Dar e o companie. Nu, este, dar e o formă asta românească. Primăria a spus că ele finanțează ce? Parcări. Parcări. Finanțează, cum îi spune, gondole. Păi nu le mai finanțează, parcările se finanțează singure. Compania, păi de ce am nevoie de companie? De ce puteți salarii de la primărie? Poftim? De ce puteți pentru parcările astea salariile de la primărie? Cel care lucrează pe acolo și aia de parcări. Păi nu, ea nu lucrează, ea s-a angajat și companiei. Nu, e și. Privată se preia cu totul el investiția și din ce ia ca și taxă pe o parte la, domnul, o parte la. Domnul Cocoș nu era așa pe vremuri? Nu, ăla nu-i pe ăla, e doar buzunarul unuia, nu-i și în beneficiul primăriei. Asta vă spun. Deci la parcări este ce soluție? Ai dat în interes, dar de fapt nu are să se dea o soluție acum, că să vând și eu munca, sunt consultant politic, nu? Așa să fiu. Stai, lasă-mă un pic să mă întorc. Eu vă asigur că sunt alte proiecte în București mult mai stringente decât parcările unde se stă mult mai prost. Nu, am dat un exemplu, dar traficul în București e o problemă. Da? Păi, domnul Ișor, da, s-a lăudat că vine cu niște consultanți în America și revoluționează traficul. N-au mai venit consultanții că... Păi, nu n-au mai venit. Dar, repet, guvernul putea să ia. Se poate impune. Legea 215 spune acest lucru, că poți să faci. Nu poți să stai ca și guvern, când tu guvernezi țara, să vezi că primarul, cel mai mare contributor la PIB-ul României, stă și nu face aia, nu face aia, chiar din contră. Nu poți să stai să te uiți doar pe criterii, pe rațiuni politic. Nu poți face treaba asta, nu se poate. Da? Nu se poate. Domnule Teodoroș, până la un punct, raționamentul poate fi corect. Spune, domnule, puzurile și pudurile astea sunt excepții de rare regulă. Da? Regula e pugul. La București, pugul e vechi de 20 de ani, da. E expirat. Da? Ok, atunci ce faci? Suspenzi puzurile, dar nici nu faci pugul. Păi, fă pugul, după care sunt de acord. Fă nou pug în... așa cum trebuie pentru anul în care suntem și, pe urmă, sunt de acord să nu mai dai excepții. Ok, dacă nu dă, repet, guvernul nu poate să lase ca lucrurile să nu meargă. Dar a jucat-o politic. Și la unul, când cei din sectorul 1 țipau că sunt în mizerie și o bolan și aia departe, ce a făcut guvernul ceva? Nimic. Doar mai dădea cât un articol de presă cu tare ca să-i dea și mai tare clutin. Ce ar fi putut să facă guvernul la sectorul 1? Pe guvernul, repet, putea să ia din atribuții, repet. Pentru că țara se guvernează de către guvern. O să zic că niște venetici, domnule, autonomie locală, bă băiatule, în niște condiții, fără să-mi privesc mie drepturile. Așa ori de câte ori se schimbă guvernul, schimbă. Nu ascultați-mă, legea este, o face, deci Parlamentul ok și dă mandat pe guvernului să facă ce e de făcut ca să guverneze țara. De asta și comasarea legiului. Să vedeți că este o ordonanță de urgență. Da? Deci când guvernul vrea să facă un lucru, îl face fără niciun fel de discuție. Și când în ordonanță de urgență, chiar dacă de multe ori modifică legea ordinare, uite că se poate, da? Chiar și dând acte normative care nu sunt constituționale.
Acum legiferarea se face cu precădere prin ordonanțe de urgență. Repet, e legal, pentru că da, Parlamentul îi dă mandat guvernului să guverneze. Numai că nu spune acolo ce anume se facă. Poate să indice o listă foarte clară de domenii în care se activeze. Era că Parlamentul, când intra în vacanță, dădea lege de abilitare a guvernului să emită ordonanțe. Și spunea corect, unde așa poate... și acum, așa e, și acum. Da, dar da, în rest, este corect. Parlamentul nu e în vacanță... Și vezi să stăm după... Acum, cât ar fi guvernul ăsta de prost, nu pot să stau după un guvern, după un parlament și mai prost. Păi știu, dar așa au zis toate guvernele și pe undeva aveau dreptate. Adică... Până dă guvernul... Cu toate că parlamentul a zis că în 2-3 zile poate să dea un alt normativ dacă e interes de la șefii de partide, imediat trece prin parlamentul un alt normativ. A trecut legea cu... pe care ți-a anunțat-o în titlurile emisiunii. Cea cu... Da, haideți că ați adus discuția despre aia. E bună sau nu această lege? Nu, este o bătaie de joc. Este o adevărată ordonanță 13. De fiscalitate. Nici în lumea și ceva bun, sau formă care a fost? Este, e făcut de mine. Principiul în 2000 de mult. E făcut de mine. Numai că suma era de 100.000 de euro și era o singură dată. Da? Ce au făcut cei doi, de fapt cei doi au băgat o inițiativă în Parlament. Ciucă și Ciolacu au depus o inițiativă. În Parlament s-a adăugat. Nu mai intru în detalii cine a făcut-o și de ce a făcut-o. Dar dumneavoastră, acum ca presă, mai ales presa de investigații, de mâine, pentru că azi CCR-ul a spus că este constituțională, practic mă rog, este publică... Exact. Și atunci, din momentul în care apare monitorul oficial, atât, dacă veți dori să vedeți cine a stat în spatele lui Marcel Ciolacu și a lui Ciucă pentru a-i convinge să facă această aberație, o să vedeți că o să-i găsiți printre cei care au deja o hotărâre a instanței, deci în primă instanță, de declarați ca fiind evazioniști și cu obligația de a plăti și de a face și pușcărie, ei aș plătesc primii suma respectivă, plus 100% din sumă, plus niște penalități și dobândi și penalități. Da? Pentru că ea trebuie să scape. Nicăieri în lume nu se face așa ceva. Te-a prins americanul sau oriunde în Europa, te-a găsit statul, ți-a spus, domnule, ai evazionat 3 milioane de euro. Am înțeles. Atunci e prima și ultima șansă, e singura șansă de a spune, da, accept, plătesc suma și lăsați-mă liber. Nu ai patru căi de a scăpa, pentru că asta ce înseamnă? Deja dai drumul la trafic de influență. Tu vei uza de cele patru etape în care poți să scapi de acel prejudiciu care este destul de grav, evaziune, pe TVA și multe, adică pe față, da? Cu mâna în bani, pe față. E, și a spus, dom'le, hai să încercăm la prima fază, când sunt în faza cercetare penală sau primele etape care sunt în fine. Vezi, n-am mers acolo, mergi la următoarea. Pac, pac, încep cu judecători, cu daia, cu procurori. Dacă vezi că nu și nu și nu, după prima hotărâre instanței, mai încă o dată voie, dar e adevărat, plătești 100%. Deci asta este pentru hoți făcută. Și mai mult, o femeie care mai era prin pușcărie, eram la Antena 3 la o emisiune acum mult timp, da? Pentru un salam, a furat un salam da. Și dea copilului. Cred că ea și în pușcărie și acum. Păi femeia, de ce nu poate plăti salamul încă o dată măcar, ca să nu facă pușcărie? Da? Adică de ce călcat în picioare, dune orice fel orice logică de a bun simț, orice, nu știu, orice. Deci românul la care săracul, nu știu, a furat de pe să dea copilul să mănânce. Ca să mă și pe el să plătească dublu a ceea ce furtul el... Furtul e furt, indiferent de păi și asta ce este furt din buzunarul statului? Adică tu evazionezi TVA-ul și eu te las pe tine să scapi. Nicăieri în lume așa ceva nu este. Este cea mai mare, este adevărata ordonanță 13 pe fiscalitate. Ne oprim pentru încă o pauză de publicitate, revenim înapoi în câteva minute. Am revenit în direct alături de Sarmin Zandronic și Eugen Teodorovici. Discutam despre candidații noștri și Sarmin a aflat o știre de ultimă oră. Mă rog, nu ne apucăm... Da, mă rog, am citit în presă, nu, da. Că domnul doctor Cârstoiu, spun unii că a devenit medic primar înainte să termine rezidențiatul. Am văzut că există și documente, adeverințe, în sfârșit, cei care vor să investigheze, să investigheze nu doar el, ci și soția domniei sale. Repet, scrie în presă, nu am eu pe surse. Păi și da, care știre? Păi poate pentru tine nu e o știre, pentru noi... S-a deschis cutia. Păi, da, asta este știrea, sigur că da. Fără bac, fără adeverință, fără diplom, fără aia, nu știm, că n-am văzut materialul, nu ne putem pronunța. Ați văzut diploma? Nu. Păi și atunci? Dar nu ceiți dumneavoastră probe ca presă? Nu, deci dacă ai probleme cu CNA-ul sau mai știu cineva te întreabă ceva, să știi că eu am mesaj, am sursa, e în presa din România. Știu, dar asta vreau să subliniez faptul că
nici n-a fost bine anunțată candidatura oficial și deja au început să curgă. Păi și vezi, acum înțeleg de ce m-ați contrazis și de ce m-ați oprit și tu și eu, Gen, mai devreme, când vorbeam despre dosarul care trebuie depus. Da, am înțeles acum, ați avut dreptate, e posibil să existe tot felul de probleme. Hai să vedem ce se întâmplă în astea două luni. Bun, problema este că dacă, zic și eu, se întâmplă ceva și nu mai candidează domnul Cârstoiu, o luăm de la capăt cu, cu sondajele. Absolut. Păi, deja au apărut elemente noi. Am înțeles. Măcar o să știe coaliția la ce să fie atentă. Domnul Teodorovici, ca să închidem cumva subiectul pe care îl discutam înainte de publicitate cu evazioniștii, în motivarea Curții Constituționale, care practic a respins contestația depusă de USR, spun, domne, ne îndreptăm către un model modern de abordare a acestei chestiuni cu evaziunea fiscală și nu ăla învechit în care băgăm oamenii la pușcărie, eventual nici nu recuperăm prejudiciul. Dar nimeni n-a spus, atenție mare, că este aceeași interpretare a deciziei curții ca și în cazul comasării alegerilor. Cred că am fost, hai să nu zic singur, ca să nu zic mai că sunt eu așa, care a spus de acum un an, doi, că se pot comasa. Și spunea toți, domnule, nu se, uite, a spus curtea că nu se pot comasa. Da, curtea a spus că nu poți să-i îngrădești unuia dreptul de a candida și la următorul, da? Așa, și s-a găsit soluția. Așa și aici. Păi n-a spus nimeni să nu să băgăm oameni la pușcărie. Eu spun doar că odată lasă, nu recidiveze, care și în această lege este prevăzut, da? Repet, e făcut de mine. Prima etapă e făcută de mine, la o sumă de 100.000 de euro, pentru că îmi sărea în cap boala hashtag-ul, în fine, să iau ăștia în cap, că ăștia să iau la orice, la gât imediat. Numai că eu ce spun că nu-i corect? Să-i lași patru faze, îi lași una singură și statul vine și te întreabă, domne, ți-am găsit asta, plătești sau nu? Chiar cine constată acum evaziunea fiscală? Statul, fiscul. Fiscul. Fiscul și numai, da, ai fiscul, după aceea ai și ăsta și DNA și mai departe, pe anumite zone, dar ei colaborează. Dar fiscul este elementul de bază. Și, repet, în America te prinde, ți-a pus în față dovezile, vrei să mergi mai departe instanță spunând că ești tu, nu, eu sunt nevinovat, foarte bine. Dar nu mai ai șansa să te mai reîntorci, să spui, domnule, vreau să plătesc ca să nu intri la pușcărie. Nu. În România acum poți să faci de patru ori și mai ales după ce instanța te constată că ești, în primă instanță că ești evazionist, că te-ți dai banii la stat, eu te mai las să mai plătești încă o dată. Repet, presa de investigații, dacă va urmări cine plătește la stat, că lista există. Da? Pardon, intră pe portalul instanțelor și o să vadă acolo cei care sunt, să spunem așa, de către instanță, condamnați la închisoare și la plata unor sume. Ăia sunt primii care vor plăti, toți vor plăti, toți. Dar nu se vindecă, domne, păi dar luăm banii la stat, o prostie. Ăla se apucă, poate din nou, de aceeași activitate. Dar, repet, lasă să iei, dar o singură dată. Asta este abordarea corectă. Ridică-l un milion. Fă-i mai mult dacă vrei. Da? Dar, repet, să ne gândim și la cealaltă parte, cum spuneam puțin mai devreme. Domnule, ăla care, repet, a furat, femeia a furat de la pentru copii să mănânce, atunci lui de ce nu lași drept să facă același lucru? Adică de ce firma X sau poate să fure, da? Pentru că este furt, evaziunea este furt, da? Cu bună știință, nu este întâmplare. Da, codul penal e alt articol, păi, mă gândesc, nu? Bun, deci suntem iar români mai fraieri și români mai așa, protejați și favorizați. Și ANAF-ul și Ministerul de Finanțe tratează mari contribuabili diferit de micii contribuabili. De-aia sunt tratamentul este, să știți, că același, nu. Nu, tratamentul să fie în mod normal, dacă tot ați deschis acest subiect, am aici niște date care arată că România este oricum în cap definitiv. România astăzi mai are cam 2500 de mari contribuabili. Atenție mare, 2500 undeva aproximativ, nu am cifra exactă, nu știu din afară, din care 80% aproximativ reprezintă capital străin. Și dacă veți lua cei 20 rămași capital autohton, o să vedeți că principalele coduri CAEN sunt cele de la marele de-astea, lanțuri de magazine, de-astea, retailer ăștia care, da? Adică noi nu mai facem nimic. România nu mai există economic, din păcate. Dar din care păcate. E pragul de la care un contribuabil e mare? Aici sunt mai mulți factori, nu e doar un prag. E și, în fine, și te-am angajat și cifre de afaceri, sunt mai mulți factori care ridică sau coboară un mare contribuabil. Numai că, repet, apropo de asta, veniturile statului sunt aduse la buget, atenție mare, undeva la 50.000 de firme, aduc cam 97% din veniturile statului, dintr-un milion și ceva, cât sunt ele înscrise. Bine, nu toate depun bilanțul. Dar gândiți-vă, până în 50.000 aduc 98% din veniturile statului. Deci, pe aia 50.000 te să-i ții așa. Așa te să-i ții. Ca stat.
Pentru că ăia sunt mari. Restul, ok, sunt gen de întreprinderi sociale oarecum. Să sară unii care nu se înțeleagă ce spun acum. Dar statul trebuie să se fie resetat, cum spunea Iohannis, aici sunt de acord cu el. Dom'le, o resetare trebuie făcută. Dar discuții trebuie purtate larg, deschis, nu pe anumite interese. Da? Președintele României, care ar fi trebuit să aibă astfel de subiecte pe zona de fiscalitate, pentru că România trebuie reașezată fiscal. Se vorbește despre cota unică, dar o să vedeți dacă vă întrebați pe cei care conduc țara, care e cota unică? Ce înseamnă cota unică? Nu mai știm. Întrebați-i pe mare pe cei ai țări, să vedeți că nu înțeleg ce înseamnă cota unică. Ea aia care maxim e 16%. Cota unică eu înțeleg așa, nu, vorbim de impozii pe venit, pe profit, în fine. Dar apropo de asta, iar o chestiune de ridicat pentru cei care ne urmăresc la guvern, domnul Boloș. Știți că s-a dat acea directivă și transpusă în România, în legislația în România, care spune că poți impozita în țara de origine, în țara în care se face profitul, cu până la 15%. Marile companii care au cifre de afaceri de 750 de milioane de euro. Bun. România ce face? Care e 16%? Ciuciu, adică. Ca să zici cât de nu sunt fraieri, suntem slabi. Deci, în mod normal, nu putem să împinem nimic. Și atunci țara trebuie să se gândească așa. Nu mă duc eu oare la 10%, dar iar le dau idei. Dom'le, impozitul pe profit. Bulgaria are 10%. Deci eu n-am cum să accept ca cineva în jurul meu să fie mai bine fiscal decât mine, pentru că după aceea fuge la investitorul și nu la mine. Și atunci cobor la 10%, țipă de sigur habarniștii că, domne, minus la buget, corect, efectul de rundă întâi e pe minus. Că de la 16 la 10, numai la e un minus. Dar dacă faci 16 la 10, ce câștigi? Și compensezi minusul inițial. În primul rând, atragi în România investiții. Da? Și prima... De la ce partid a fost noastră ministrul de finanțe? N-a contat de ce, de ce partid. Păi nu știu, că ăsta e un discurs care nu prea seamănă social-democrat. Păi dar atenție mare, eu am fost membru la PSD și n-am să mă dezic în viața mea de acest lucru, pentru că lucrurile bune pe care le-am făcut pentru țară le-am făcut sub la PSD-ului. Și astăzi, dar, de obicei, pe cine a făcut cel mai liberal cod fiscal din România? Teodorovici, nu PSD-ul, atenție mare, că PSD-ul m-a amenințat că mă dă afară din partid în 2015. Cu sprijinul lui Victor Ponta, care m-a sprijinit să fac ceea ce alții au scos de la PSD cu sprijinul lui Iohannis din codul fiscal, dar am rebăgat în octombrie prin ordonanță de urgență. Și Victor Ponta trebuie să recurs, m-a sprijinit. Dar atenție, am fost amenințat la Parlament că mi se retrage sprijinul politic. Deci codul fiscal nu este al PSD-ului. Pentru că PSD-ul ar trebui să facă și astăzi pentru țară, sau măcar pentru partea lor socială. Asta că codul fiscal este cea mai amendată lege din România. Adică... Foarte bine. Vedeți că asta e iar o greșeală. Dom'le, amendează, modifică-l de 1.000.000 de ori dacă poți, să mie ca și contribuabil de pe umeri povară. Iar legea trebuie să spună așa. Guvernul poate doar să scadă din taxe și cel care pune poate fi doar Parlamentul. Că la măcar are votul popular. Și funcționează principiul ăsta? Dom'le, încă o dată, la mine... Dă să scrie undeva. E de bun simț. Dar, repet, e utopie, cum spunea foarte bine Samiza puțin mai devreme. Din păcate, e trist să spui că e utopie, o idee logică. Că anul trecut, nu chiar problemele asta, parcă mai târziu, până mai așa, era o întreagă nebunie la guvern cu ce ne facem că nu încasăm, că trebuie mari contribuabili. Dar problema a rămas. Da, păi nu încasăm. Dacă nu știi, dacă nu poți, înseamnă că nu știi. Când ești ministru de finanțe, nu poți să te plângi. Tu dai, ești ministru de finanțe. Când am plătit taxa auto vreo 6,1 miliarde de lei în 2018 și începutul lui 2019, nu m-ați auzit că plâng după bani. Când am plătit ce a tăiat Băsescu din salariile profesorilor, 20% din fiecare salariu, de tot așa miliarde de lei în 2015, nu m-am plâns de bani. Pentru că nu pot să mă plâng de bani nici când dau pensii, nici când dau... Că de-aia sunt ministru de finanțe. Dar știți că România a avut excedent bugetar, știți? În 2015. Excedent bugetar, atenție, un deficit, da? Datoria cea mai mare încasări de venituri la bugetul de stat, 33%. Pe timpul top 2015, tot pe timpul Teodorovici. Deci România poate. Dar dacă noi jucăm politic, pentru că domnul Boloș e ținut la finanțe ca să-i dea Marcel Castane, ca lumea să zică, uite, bă, cine e ăla? Liberal. Ha, jos cu liberalii. Iar, vedeți, politic. Când tu trebuie să fii abil să vinzi munca altuia, ăsta să fie un om politic. Să fie abil să vândă, să prezinte gen Oprescu. Început de Băsescu, terminat de Oprescu, podul de la Basarab. Asta se facă un om politic. Nu trebuie să elimine concurența pentru că el este frustrat, da? Că vine cineva mai bun decât el și vezi, doamne, ia locul. Că în România asta, din păcate, e problema. De da, uitați că vorbeați de, puțin mai devreme de mari retailer care sunt, practic, printre puținele coduri care au mai rămas în zona marilor contribuabili. Tot astăzi,
a venit știrea că s-a votat în Parlament legea prin care plafonarea daunului comercial se întinde până la sfârșitul anului. De ce spuneți asta? Păi, odată de bun simț, mă, fii măcar mai inteligent. Minte-mă frumos. Da? Păi de ce până la 30 decembrie? După tine potopul, nu? Măcar dăm o perspectivă. Jumatea anului viitor. Păi, nu poate că e alt, e alt an fiscal, nu? Ce treabă una cu alta? N-are nicio legătură. Asta este abordarea lui Marcel. Și el conduce țara prin plafonări. Dom'le, există un anumite zone de plafonări. Și eu am plafonat, de exemplu, în 2018, când am dat taxa pe locomie pentru bănci și prețul la gaz și la energie. Mai că l-a abrogat tot Marcel cu Orban la vremea respectivă, da? Ca așa a primit ordin de la șefii mei. Bun. De ce e prostia asta? Pentru că nu poți să plafonezi. Ce a făcut Marcel Ciolacu? A zis, dom'le, o parte la retailer, dar marea parte unde a plafonat el? În România. Adică de la producător, transportator și așa mai departe, la firme românești. Soluția pe care o practică alte state europene, atenție, nu e inventată de nimeni, limitează adaosul, da? Până maxim, nu știu, 12% la retaileri, față de prețul producătorului. În momentul acela, marja se mărește la producător pentru a avea la un profit mai mare, pentru a putea să investească, pentru ca el să producă mai mult față de ceea ce este, da, ofertă față de cerere și eventual să și exportăm dacă este cazul. De ce? Pentru că marile magazine, toate astea mari, magazinele astea mari, au cot caen de comerciant. Ele sunt niște bijințari. Cumpără și vând. Ele ar trebui prin lege să n-aibă... Sunt și producători. Nu, atenție, asta vreau să vă spun. Nu au voie să se atingă de producătorul român. Statul trebuie să interzică treaba asta. Păi de ce să mergeți dumneavoastră la magazin să cumpărați cârnatul marca asta, Mega, Carrefour și de toate astea? De ce? Păi știți ce face ăla? El acolo face transfer pricing. Da? Pentru că aici se face un joc foarte interesant la prețul, cum face politica de preț în magazin și având marca proprie, eu dacă vin cu marca mea ca producător român de cârnați, de salam, de ce nu contează, eu plătesc taxe pentru marca mea la mine înregistrată și tu cu marca ta nu. Deci atenție mare, se face un transfer de preț și de profit în afara țării. Asta e o zonă foarte sensibilă. Deci soluția era plafonarea marjei de profit la acest retailer, da? Doi la mână, vă repet, făcând chestiunea aceasta, ridicai producătorul român, da? Sau puteai să faci și o altă soluție, fine, am mai dat-o cu alte ocazii, nu are sens să mă intru că sunt detalii tehnice. Dar în felul acesta, tu încurajezi producătorul român. Prostie altă la fel, domnule, dăm ajutorul stat pentru cei care cumpără, care produc bulion, roșii, de exemplu. Păi, mă, omule, dacă vă cumpăra din România, păi eu dacă sunt producător de bulion, eu ce cumpăr? Roșia de unde? Unde e mai ieftină ca să rămân mie o marjă mai mare la ce vând ca bulion? Nu-i logic, da? Și atunci cum să mă oblig să cumpăr roșia din România? Pentru că noi nu înțelegem un lucru. Românul nu cumpără decât ceea ce este mai, în general, mai ieftin. Pentru că românii, din păcate, financiar, acolo sunt. Din păcate, marea parte, când avem milioane de pensionari cu pensie sub 3.000 de lei și multe, multe alte categorii de salariați cu salarii foarte mici, da? Păi ce să mănânce omul ăla din banii mai degrabă? Să plătească la școală, rata la bancă sau ce să facă mai întâi? Și atunci omul nu vede produsul românesc, dar vede și pe celălalt din afară. Da, uite, ou din sau carne de pui din Polonia, altă chestie, le spun, gratuit. Ce spune directiva europeană la nivel european? Spune așa. Eu, stat român, de exemplu, pot să pun cărnii de pui, oului din Polonia, da? O taxă egală cu valoarea subvenției pe care el o dă în țara respectivă. De ce? Pentru că Polonia finanțează, direct și indirect, și numai Polonia, și Ungaria, la diferite produse agroalimentare, anumite zone, care nu se văd la preț. De exemplu, în Ungaria finanțează micelium, da? Și spune așa, îți dau ție ca stat, te finanțează să faci micelium, dar tu îi dai lui care produce șampinionul, da? Ciuperca. Și atunci, numai că la vine în România cu un preț mic la ciupercă și eu producător de ciupercă în România care n-am subvenție la ciupercă, n-am cum să concurez cu el. Dar statul român îi poate pune la prețul ciupercii care vin din Ungaria taxa egală cu valoarea pe care o dă el acolo ca subvenție. Pentru că tu dai subvenție pentru piața ta internă acolo, nu ca să iasă produsul din țara ta să omoare pe altul concurenția vorbind. Deci are... Și știe statul român ce subvenție ia ciupercarul din Ungaria? Păi știe, cum să nu? Și dacă nu știe, îi spune, dom'le, adum-te, eu spun 50%. Tu adum-te, văd dacă nu e așa. Apropo de chestia cu mașinile electrice. Noi dăm cu rabla, dăm cupoane ca să cumpărăm mașini străine, da?
să-ți cumpără și Daci. Nu, 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 nu. Tu, eu dau bani ca stat, ca popor, să cumpăr ceea ce eu produc. Și tu poți să pui că poți folosi cuponul doar pentru a-ți înlocui mașina cu una pentru care, atenție, guvernul țării de origine, îmi poate dovedi mie țară, România, că n-a dat ajutor de stat mai direct sau indirect, mai mare decât l-am dat eu pentru Ford și pentru Renault. Și în momentul acela, toate mașinile din România care se vor schimba, se duc către cele două fabrici. Pentru că nimeni nu poate să-ți demonstreze că în țara lui nu sprijină mascat sau direct sau indirect industria proprie. Ce, Mercedes-ul, dacă se face în România, nu e mai ieftin decât în Germania? Ba da. De ce oare să facem în Germania? Nu se face în România. De ce se face în Germania? Pentru că statul german îi dă direct sau indirect subvenții. Păi, uitați că, de exemplu, la Rabla Plus, la mașini electrice, de departe, marca cea mai vândută a fost Dacia cu Spring-ul. Numai că Dacia Spring nu se face în România. Este o marcă... Hai să vă zic altceva, așa, în oarecum exclusivitate. Știți că România are o bancă? Încă are o bancă. Nu figurează, nu e activă. Dar în a cărui patrimoniu există 80% acțiuni la Renault. Adică România își poate recupera fabrica Dacia, mâine să fie 100% fabrică românească. Și mai rămâne și cu acțiuni la Renault. Mai știți că mai... Și cu asta chiar mă opresc, că astea-s data de sensibilă, de servicii. Dar mie îmi place foarte tare, te rog frumos că eu notez. 2,4 miliarde de euro creanță pe BCR. Ați auzit de familia Șuțu? Și aia mă chiar că mă opresc. Păi cum? Acum ne... Păi am spus la ea că oamenii ăștia de servicii. Mă, băieți, băi, verzi și albaștri, uitați-vă la ochii mei, da? Mă, oameni buni, încă o dată, noi putem avea BCR-ul înapoi bancă românească, pentru că 2,4 miliarde de euro la momentul 2014, când s-a făcut evaluarea lor, azi înseamnă enorm. De ce îmi pot lua banca înapoi? Fabrica Dacia, cum am spus, dacă am 80% acțiuni la o bancă pe care domnul Iserescu o știe, e cu nume așa, italienesc, așa, am 80% acțiuni la Renault, păi eu ca stat să le folosesc acele servicii de inteligență, să le folosesc în beneficiul nostru ca țară. Atât. Asta e doțiile luat. Adică noi să spuneți că acțiunile firmei Renault sunt deținute în proporție de 80% de o da, bancă da, România, da, 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 sau da, care da, există da, în România? Da, 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 da. Am și document în acest sens, ca să fie și mai clar. E bun, da, banca este privată, nu? Da. Păi, și atunci statul român... Dacă deștept, știe cum să facă să fie al lui. Atenție, nicăieri în lume nu există economie de asta liberă, liberală. Așa ceva e o prostie. Statul este prezent întotdeauna în piață, dar depinde doar de stat să fie isteț, să nu fie vizibil pentru cei din afara țării. Atenție, trebuie să-și ajute capitalul autohton. Trebuie să ajute țara. Dar să fie isteț să nu te vezi. Pentru că altfel te acuză comisia de implicare, de ajutor de stat mascat, de cutare, 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 cutare. Da? De asta ține, repet, asta e o chestie de... Da, nu mai întâmplă. De-aia am spus că Bucureștiul se poate finanța fără niciun leu de la bugetul local. Totul din afară. Și repet, primarului, candidatul la primărie care va dori să aibă perpetuum mobile în ale finanțelor publice din București, îi stau cu tot dragul la dispoziție, pentru că e despre de București. Bine, când semnați contractul de consultanță, ne spuneți și vă invităm că atunci probabil o să dar poate putem... să poate să prezint ca primar. Nu, păi eu mai vezi că până la urmă tot la asta ajunge. Lasă când o să fie consultant, când o să-și depună dosarul, că m-a zăpăcit cu dosarul de mai devreme. Deci... Da, da, ceasul tică e, că nu mai... Lasă că au întârziat și alții. Românii au încredere în mine, să știți. Și bucureștenii și românii. Ne oprim pentru ultima pauză de publicitate din seara asta, revenim înapoi pentru finalul emisiunii câteva minute. Am revenit pentru finalul emisiunii și suntem în legătură directă cu Dana Chiera, care de la ora 23 intră cu emisiunea Curat. Bună seara, Dana! Bună seara, Radu! Mulțumesc pentru că mă primești la tine în emisiune. Voiam să salut invitații pe care i-ai în platou și să-i spun domnului ministru Teodorovici ca să rămână și neter discuția din pauză. Că e mai bun consultant politic, e foarte bun, are un ca orator, acum este foarte bun. L-am urmărit cu atenție și consultant sau comentator? Interesante. Consultant sau comentator? Aștept să spună unde candidează. Eu înțeleg așa încercarea de ironie, dar v-am mai spus și pe pauză și eu când spun și pe pauză sunt mai atent la ce spune decât spun în emisiune. Eu înainte am făcut, n-am vorbit, acum am timp să vorbesc, îi las pe alții să facă. Dana... Domnul ministru, asta am spus, era un punct de bine pentru dumneavoastră, dacă vreți să-l iau înapoi. În sfârșit, vă mulțumesc, după atâția ani, după de când ne cunoaștem, dar țineți minte, v-am spus un lucru într-o emisiune la dumneavoastră.
acum mulți ani și ați făcut știri atunci și acum la fel cu aceeași chestie. Ați spune, un om politic este normal să se lupte pentru a ajunge pe cea mai altă funcție și în partid și, și la nivel de țară, dacă este corect față de cei pe care... Foarte corect, da. Da? Foarte corect. Asta înseamnă luptă politică. Și mi-a spus, domnule, partidul e de acord cu ce spuneți. Da? Așa e corect. Vedeți acum... că ați reținut. Da, așa. Asta voiam să spun că apreciez analiza pe care ați făcut-o în această seară. Mulțumesc. Altfel, Radu, să știi că la emisiunea Curat pregătisem o analiză a profesorului Troncot în legătură cu alegerile din Rusia, foarte importantă. Mâine seară o să difuzăm în emisiunea Curat. Astăzi un eveniment de la Pitești mi-a atras atenția foarte violent, așa. Un profesor a fost arestat pentru 30 de zile, acuzațiile, practic luat din liceu și arestat 30 de zile, acuzat fiind că a hărțuit sexual o elevă de 12 ani. Este un caz îngrozitor, ca să zic așa. N-aș băga mâna în foc în nicio direcție, ca să ne înțelegem. Ancheta este încă în desfășurare, dar am zis că să las un punct de sprijin, părerea unui specialist, da, a unui psiholog, cum se pot manageria astfel de situații, cum pot fi ele prevenite, pentru că sunt convinsă că informația a ajuns la urechile multor oameni în această țară. Și dacă e nevoie de un psiholog care să explice cum vede el situația asta, m-am gândit să îl aduc la emisiunea Curat. O să discutăm cu Mirela Zivari despre cazul de la Pitești. Bine, Dana, îți mulțumim foarte mult și te vom urmări. Mulțumesc. Urmărim și acest caz, pentru că, într-adevăr, este genul de caz care inflamează opinia publică și trebuie găsite răspunsuri cât mai rapid. Ne întoarcem și noi pentru finalul emisiunii și domnul Teodorovici Amada, dacă v-a provocat și Dana și am și discutat în pauză, spuneți-ne. Candidat sau nu candidat? Că românii, da, vor dori un răspuns și eu îmi doresc un răspuns clar și ferm. Dar știm bine că pentru a face un astfel de pas ai nevoie de o discuție, de un vehicul politic. Că dacă te apuci să votezi, să mergi singur, să candidezi singur, la primărie, la prezidențiale, oriunde... Nu strânge nici semnături. Nu, le strângi, știți că le strângi. Dar nici timp fizic să faci ce, pentru că te blochează, sunt milioane de euro puse în joc. Anul ăsta vor fi mai mult ca oricând bani aruncați în joc și interese de tot felul. Pentru că este a fi sau nu fi despre România. O să merg pe ideea pe care ai început-o. Până la urmă, ce ți-ai dori mai mult? Sau unde ți-ai dori mai mult? Sau unde te vezi mai degrabă? Bună, foarte bună, foarte bună întrebare și mulțumesc mult pentru întrebarea asta. Am spus așa, domnule, eu nu mi-aș dori decât să fiu un cetățean care se bucure de țara în care trăiește. Da? Dar vreau să văd deasupra mea, acolo sus, președintele de stat, prim-ministru, că sunt oamenii care, într-adevăr, mă reprezintă și, într-adevăr, nu se pun pe ei înaintea mea. Asta. Doi. După aia am spus, domnule, ok, eu sunt un om de executiv. Am experiența de administrație centrală, locală și internațională și națională. Ok. Dar am trăit în guverne când președintele statului dădea peste mână în tot timpul primului ministru și guvernului. Pe tot felul de măsuri, pe tot felul de acțiuni. Pentru că a fost tot timpul un joc politic. Și atunci am spus, trebuie să fii undeva unde poți să asiguri acel mediu ca un guvern să lucreze pentru țară. Dacă aș avea o persoană care să fie cu adevărat președintele țării, să știu că poți să lucrezi, să poți să faci echipă pentru România în afara țării și în țară chiar, da, ok, sau poate mai ales în țară, ca să fie liniște și această abilitate corectă pentru noi pe care cei de astăzi ne-o tot aruncă în vântură, atunci da, mă ocup de administrație. Pentru că eu știu să fac asta, știu să fac. Să administrez o țară, să pot să, ți-am spus, că nu știu, întreb, că nu sunt. Și de asta o să dau multe exemple, că și doamna spunea puțin mai devreme doamna Chiera, că mă la nume de familie și n-am văzut să greșesc. Spunea de că acum vorbesc poate mai mult. Da, dar știți că eu înainte nu vorbeam pentru că motive politice. Dar știți că azi în România copiii care se nasc cu probleme la inimă sunt operați în România pentru că Teodorovici în 2000 ceva a dotat cele 6 centre în România cu tot ce trebuia și a adus medici din afara țării ca să învețe pe ai noștri. Știți că de ciroză românii nu mai mor în România de ciroză? Pentru că în 2015 am început un program de finanțare, un nou program de ciroză. Știți că spitalele în România au angiografe pentru că Teodorovici le-a cumpărat și nu ministrul sănătății. Știți că, de exemplu, cum se spune, diabetul, copiii de diabet născuți în România. Sunt 3.500 copii de tip cu diabet tip 1. 3 din 4 mor în somn sau lângă tine când cad. Știți că e astăzi o pompiță care le injetează insulina pentru că Teodorovici a participat la o întâlnire cu Asociația de Diabetologie și așa departe, unde părinții plângeau pentru că copiii lor de pe scaune le povesteau care e tragedia lor. Și zic, mă, cum se poate? Câți copii sunt înregistrați în România? Erau 3.500 atunci. Cât costă acea pompiță? Că de 8 ori pe zi îl injectai. 8 injecții pe zi făceai copilului.
Da? Și, domnule, care e soluția? Pompița cu tare, cât costă, domnule? Între 2500 și 3000 de euro costa. Domnule, zic, 3000 de euro cu 3500, cum să lași copiii să se chinuie? Pentru că o pompiță aia redă viața și copilului și părintelui. Pe aplicație îi monitorizezi și mai departe. Și multe, multe altele. Eu n-am vorbit despre ele, pentru că șefii PSD-ului de atunci îmi vreau capul. Ce a trebuit să fac, să fug mai departe. Întrebați-vă colegii de presă. Păi da, da, vedeți, câte știri de dai eu. Într-o poziție executivă, vă desemnează cineva. Dacă... Da, dar n-am fost președinte de partid și nici prim-ministru. Ca să mi se... Am eu soluția. Te rog frumos, pentru sigur. Că deci tocmai vorbeam... În spate ca da, să, fiți să presupunem că, nu că o să ajungi într-o zonă da. Executivă și uite, Radu are dreptate și spuneai că acum ai timp să vorbești mai mult și poți spune lucruri. Eu zic să le scrii și să rămâne scrise cu ceea ce a făcut Teodorovici, pentru că în toate emisiunile în care merg cu tine mai aflu câte ceva despre tine. Și atunci scrie, frate, corect. Tot ce ai de spus... Scrie tot ceea ce ai făcut, dă toate argumentele posibile și imposibile, pentru că oamenii nu știu și te descoperă da, așa cum noi te descoperim acum. Sunt lucruri pe care le putem verifica, nu poate da, nimeni să-ți spună la corect, îndoială corect. Povestea asta și atunci, uite... Lucrez la acest site parcă, uite, care știut, va prezenta, da? Foarte bună, așa, și va avea tot, de la video, declarații, articole, tot cu document, atenție. Și îmi doresc, repet, cum am spus mereu, să trăiesc până în ziua în care mă voi înșela. Când cineva va avea o chestie împotriva mea, altfel decât am spus-o, mă întorc la plec. Deci eu sunt foarte asumat și urăsc să am în spate ceva de care cineva să tragă. Urăsc pentru că sunt sârb. Și sârbii nu acceptă compromisuri niciodată în viața lor. Sunteți și puțin român. Nu, sunt 99% român. Dar tot încerc să-i stimulez pe români, să-i fac să simtă așa un pic. Bă, dar lasă-ne în pace, mă, cu... și noi suntem români. Dar nu reușesc. Ok, se aude muzica în fundal, trebuie să ne oprim. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Poate ne vom întâlni în această campanie dacă vă decideți să faceți ceva din ce am discutat noi aici. Dacă nu, ne întâlnim pe alte subiecte. Discuții oricum fac bine, pentru că cei care vor candida sau care vor urme, au de învățat, că nu e nimeni să ție monopolul. Absolut. Vă mulțumesc amândurora. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția, care sunt convins că ne-ați urmărit. Urmează Dana Chiera la Metropola TV. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Până atunci, toate cele bune.